inima mi-e gata să te laude mereu pentru bunătatea ce tu mi-ai arătat. Căci din valea morții pe mine m-ai salvat, de aceea când îl laud pe Iisus, când căci pace ne-a adus, de aceea când în veci voi cânta, când când saltă inima, de aceea când îl laud pe Iisus, când căci pace ne-a adus, de aceea când în veci voi cânta, când saltă inima. Inima mi-e gata pentru cuvântul tău, inima mi-e gata să ascult-o, Domnul meu. Schimbă, Doamne Iisuse, tot ce e rău în ea și transformă, Doamne, așa cum Tu ai vrea. De aceea când îl laud pe Iisus, când căci pace ne-a adus, de aceea când în veci voi cânta, când saltă inima. Doamne, este toată ta, vreau să locuiești numai Tu în ea. Să rămâi acolo, să mă ocrotești și pe calea ta să mă călăuzești. De aceea când îl laud pe Iisus, când căci pace ne-a adus, de aceea când în veci voi cânta, când saltă inima, de aceea când îl laud pe Iisus, când căci pace ne-a adus, de aceea când în veci voi cânta, când saltă inima. Slavă Domnului! Amin. Cerul inundă
dă pământul natura mereu. Un cântec de păsări cu flori și parfumuri e un nume sacru din cer. Lăudat să fie Domnul. Ne-a binecuvântat cu viață și am văzut bunătatea Lui în dimineața aceasta arătată față de noi. Pentru aceasta merită să-L slăvim pe El. Alții trec prin încercări, cum bine știți, dar noi am fost păziți de mâna Lui. Și aceasta nu este că noi suntem ceva, ci este îndurarea și bunătatea Lui față de noi. Lăudat să fie Domnul. Dacă am venit în seara aceasta la casa Lui Dumnezeu, am vrea să nu stăm pasivi, nepăsători. Am vrea să lăudăm pe Dumnezeu cu toată inima noastră. Cântările poate se vor afișa,
am vrea să ne deschidem inima, apoi, în primul rând și apoi gura și să lăudăm pe Dumnezeu din toată inima noastră. Lăudat să fie Domnul! Cântarea spune, ne-ai fost, Doamne, ajutor Tu întotdeauna, ne-ai fost sprijin tuturor când bătea furtuna. Poate că ți-ai pus încrederea în oameni, în anumite încercări, în anumite probleme și ai spus, oamenii mă pot ajuta și ai rămas dezamăgit. A fost perioade când, chiar dacă sunt mai tânăr, mi-am pus încrederea în oameni că mă poate ajuta într-un fel sau altul, dar am rămas dezamăgit. Unul singur care nu dezamăgește, Iisus Hristos, lăudat să fie numele Lui. Amin. Doamne, ajutor, Tu întotdeauna, ne-ai fost sprijin tuturor, când bătea furtuna, ne-ai fost ancoră la greu, în durere spuse, mijlocind la Dumnezeu. Pentru noi, Iisuse, ne-ai fost ancoră la greu, în durere spuse, mijlocind la Dumnezeu. Pentru noi, Iisuse, ne-ai fost, Doamne, zi de zi, rană belșugată, ne-ai iubit ca pe-ai tăi fi, cu grijă de tată, ne-ai pus pază în cămin, gardă îngerească, ca orice săgeți ce fii, să le nimicească. Ne-ai pus fază în cămin, gardă îngerească, ca orice săgeți ce fii, să le nimicească. Ești același din vecii, neclintit și tare, bun și blând cu ai tăi copii, plin de îndurare. Ești un râu de apă sfânt, dătător de viață. Ești un har pentru pământ, în orice dimineață. Ești un râu de apă sfânt, dătător de viață. Ești un har pentru pământ, în orice dimineață. Ne-ai fost, Doamne, neîncetat, sfântă mângâiere, și pe oricine ai învățat în Tine să spere. Pentru aceasta Te slăvim noi cu bucurie și de toate
poate-ți mulțumi. Azi și veșnicie, pentru aceasta te slăvim. Noi cu bucurie și de toate-ți mulțumi. Azi și veșnicie, ai fost, Doamne, ajutor. Tu întotdeauna mi-ai fost sprijin tuturor. Când bătea furtuna, mi-ai fost ancoră la greu. Mi-ai fost ancoră la greu. Când durerile spuse, mijlocind la Dumnezeu, pentru noi, Iisuse, mi-ai fost ancoră la greu. În dureri nespuse, mijlocind la Dumnezeu, pentru noi, Iisuse. Binecuvântat să fie Domnul în veci de veci. Amin. Acest Dumnezeu mare care ne-a fost alături și a fost de partea noastră până în momentele acestea, numele Lui îl slăvim și îl binecuvântăm pentru totdeauna, toți din locul acesta. Lăudat să fie numele Lui. Amin. Și după așa frumoasă cântare care ne-a dus așa în viața noastră în trecut, gândindu-ne la faptul că numai El ne-a păzit și ne-a binecuvântat, se cade să citim Psalmul 124, în care David afirma și el și suntem de acord cu el, spunând și noi ceea ce el a spus. Haideți să urmărim psalmul acesta. După citirea acestui psalm vom rosti împreună rugăciunea Tatăl nostru. Când rugăciunea Tatăl nostru se va încheia, aș vrea împreună cu toată asistența, cu toată biserica, să intrăm într-o rugăciune în care să-i spunem Domnului: îți mulțumim că ai fost cu noi, te binecuvântăm că ne-ai purtat de grijă, și să-i spunem Domnului că îi mulțumim că și în seara aceasta ne va vorbi încă o dată. De n-ar fi fost Domnul de partea noastră, să spună Israel acum, de n-ar fi fost Domnul de partea noastră când s-au ridicat oamenii împotriva noastră, ne-ar fi înghițit de vii când li s-a aprins mânia împotriva noastră, ne-ar fi necat apele și ar fi trecut râurile peste sufletul nostru, ar fi trecut peste sufletul nostru valurile năprasnice. Binecuvântat să fie Domnul, care nu ne-a dat pradă dinților lor. Sufletul ne-a scăpat ca pasărea din lațul păsărarului. Lațul s-a rupt și noi am scăpat. Haideți să rosim împreună ultimul verset. Ajutorul nostru este în numele Domnului, care a făcut cerurile și pământul. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o astăzi și ne și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Thank you.
Slăviți să fie Domnul! Vă rog tare frumos înainte să vă așezați, să vă oferiți o binecuvântare în stânga, dreapta, în față, în spate și Domnul Iisus să ne binecuvânteze pe toți! Acum, după ce v-ați așezat, aș vrea să vă spun tuturor un bun venit în casa Domnului, în Biserica Pentecostală Betel din Sălsic. La această seară de evangelizare, eu n-am să-i spun ultima seară, pentru că biserica va continua să evangelizeze, asta e misiunea ei, să evangelizeze, dar din ciclul acesta suntem la această seară de evangelizare, cea de-a cincea seară pe care am organizat-o cu ajutorul Domnului, și vreau să vă spun tuturor un bun venit în casa de rugăciune. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Din alte biserici, din alte localități și oriunde sunteți, aș vrea să fiți binecuvântați de Domnul și părtășia de aici să fie pentru zidirea voastră spirituală. Salutăm pe cei din localitate, prieteni dragi, consăteni de ai noștri, Dumnezeu să vă binecuvânteze. De asemenea, salutăm pe cei care ne urmăresc prin intermediul internetului. Dorim să fim o binecuvântare în casele voastre. Slăvit să fie Domnul! Aș vrea să salutăm în mijlocul nostru musafirii care i-am invitat și au răspuns invitației. Și mulțumim Domnului pentru ei, grupul Amos de la Cluj, frați care cântă împreună cu sora. Domnul să vă binecuvânteze, ne sunt dragi cântările pe care le cântați și modul în care slujiți. Doresc și de data aceasta și în această seară, peste strunele voastre să coboare undele Duhului Sfânt. Și să ajungă cântarea până în cer la Dumnezeu, dar să treacă prin inimile noastre și să ne transforme. Slăvit să fie Domnul! Pentru vestirea Evangheliei, împreună cu noi este fratele pastor Timotei Floarea de la Târgoviște. Domnul să te binecuvânteze, împreună cu soția, sora Sorina și cu băiețelul Otniel. Domnul să te binecuvânteze, frate Timotei, fratele a mai fost la noi, este un prieten de al nostru, a slujit și anul trecut în acest sanctuar. Îl așezăm ca de fiecare dată în mâna puternică a lui Dumnezeu și credem că Domnul va folosi. Am bucuria să salutăm în mijlocul nostru familia Tohătan, fratele Ștefan și sora Lidia. Ei n-au nevoie de multă prezentare. Voi sunteți de ai noștri, 100%. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Ne bucurăm că sunteți împreună cu noi, vă salutăm cu drag și cred că și voi vă bucurați de faptul că sunteți împreună cu noi. Apreciem că ați ales să fiți cu noi. La momentul potrivit, fratele Ștefan va avea un îndemn pentru noi, pentru următoare rugăciune. Însă aș vrea să vă rog pe toți să puneți telefoanele pe silent și să facem liniște în casa Domnului. Frații se pregătesc să laude pe Domnul cu un grupaj de 2 sau 3 cântări, cum Domnul vă călăuzește. Apoi fratele Ștefan va aduce un îndemn și vom mai face rugăciune. Un anunț pentru cei care aveți copilași mici și deranjează, avem camera mama și copilul în spate sus. Vă rugăm, dacă deranjează, să vă retrageți acolo. Am vrea atât de mult, în centrul atenției noastre să fie Hristos Domnul. Noi pe El l-am așezat, pe El dorim să rămână Domnul nostru și credem că așa va face cu siguranță. Haideți să cântăm cu bucurie și tot ceea ce Dumnezeu ne îndeamnă să facem cu bucurie. Amin. Slăviți să fie numele lui Dumnezeu. Psalmistul David spune în Psalmul 106, lăudați pe Domnul, lăudați pe Domnul căci este bun, căci în viac ține îndurarea Lui. Iar în Psalmul 66 tot David spune, înălțați lui Dumnezeu strigăte de bucurie, toți locuitorii pământului, cântați slavă numelui Său, măriți slavă Lui prin laudele voastre. Dorim ca în această seară să înălțăm numele Domnului prin aceste cântări și vă aducem un salut frumos de la Cluj, din Psalmul 115 cu versetul 15, fiți binecuvântați de Domnul care a făcut cerurile și pământul. Aș vrea împreună să cântăm spre slava lui Dumnezeu această cântare care spune cât încă mai curge uleiul în vas, cât încă ard jertfe pe altar, cât încă se audă o Doamne al Tău glas, eu știu că mai este har. Domnul să ne binecuvânteze.
curge uleiul în vas, cât încă ar cerve pe-altar. Cât încă se aude, o Doamne, al Tău glas, eu știu că mai este har. Mai este har, mai este har. Cât încă mai curge al vieții râu, cât încă se strâng în ars noapte greu, mai este har, mai este har. Cât încă mai curge al vieții râu, cât încă se strâng în ars noapte greu, mai este har. Mai este har. Cât încă mai curge al vieții izvor, și-o jertfă mai este-n calvar. Cât încă se simte al iubirii fior, eu știu că mai este har. Mai este har, mai este har. Cât încă mai este un mântuitor, și-n ceruri un tată bun și iertător, mai este har. Mai este har. Cât încă mai este un mântuitor, și-n ceruri un tată bun și iertător, mai este har. Mai este viață, iubit muritor, să n-o irosești în zadar. Cât încă mai este Iisus Salvator, să știi că mai este har. Mai este har, mai este har. Cât încă chemarea răsună și azi, smerit și căit, la picioare să-i caz. Cât mai e har, cât mai e har. Cât încă iertarea se capătă-n dar, albește-ți acum pe șmântul murdar. Cât mai e har, cât mai e har, cât mai e har, cât mai e har. Slavă Domnului!
un biet fugar cu Domnul s-a întâlnit. Acolo în pustie printr-o scară pământul și cu cerul s-au unit. Pământul și cu cerul s-au unit. La poarta cerului găsește odihnă, aici e locul binecuvântat. Și orice păcătos poate să vină, căci ușa harului nu s-a încuiat. La poarta cerului găsești odihnă, aici e locul binecuvântat. Și orice păcătos poate să vină, căci ușa harului nu s-a încuiat. Ce mai pribegești pe cale, ai fost adus în casa Domnului. Te așteaptă iar în pragul casei sale o piatră căpătâi și tu să spui. O piatră căpătâi și tu să spui. La poarta cerului găsești odihnă, aici e locul binecuvântat. Și orice păcătos poate să vină, căci ușa harului nu s-a încuiat. La poarta cerului găsești odihnă, aici e locul binecuvântat. Și orice păcătos poate să vină, căci ușa harului nu s-a încuiat. Mai treci, o Doamne, azi prin adunare, casa ta un sfânt Betel. Să simtă toți bolnavii vindecare, că-și tu lucrezi și azi în Israel. Că-și tu lucrezi și azi în Israel. La poarta cerului găsești odihnă, aici e locul binecuvântat. Și orice păcătos poate să vină, căci ușa harului nu s-a încuiat. La poarta cerului găsești odihnă, aici e locul binecuvântat. Și orice păcătos poate să vină, căci ușa harului nu s-a încuiat. Următoarea cântare spune: în veci slăvit fie Domnul, să spunem cu toții. În veci slăvit fie Domnul, să spunem cu toții amin. Lăudat să fie Domnul. Am vrea să înălțăm numele Domnului, pentru că El este singurul nume care merită să fie înălțat. În numele Lui suntem mântuiți. În numele Lui am primit iertare. Lăudat să fie Domnul. Și refrenul spune: este o minune cum Tu m-ai iubit, ai venit în lume și m-ai mântuit. Și Dumnezeu ne-a iubit pe noi înainte să fim buni, înainte să fim mântuiți, înainte când eram păcătoși, eram morți. Dumnezeu a trimis pe Fiul Lui și El ne-a iubit atunci, a lăudat să fie Domnul. Și dacă este o minune în lumea aceasta, este că Dumnezeu transformă vieți. Poate sunt oameni sau au fost oameni care au fost lepădați de societate. Iisus a putut să schimbe aceea viață, lăudat să fie Domnul. Ne rugăm pentru localitatea Sălsic, Dumnezeu să mântuiască localitatea aceasta. Amin.
slăvit fie Domnul, să spunem cu toții amin. Iisus, numai ție ți-aducem mărire și glorii de plin. Căci tu ai un nume pe nume și-n veci el va fi înălțat. Căci nu este altul ca tine și nici nu va fi fost vreodat. Căci tu ai un nume pe nume și-n veci el va fi înălțat. Căci nu este altul ca tine și nici nu va fi fost vreodat. Este o minune cum tu m-ai iubit. Ai venit în lume și m-ai mântuit. Mi-ai întors privirea către veșnicii. Și de-atunci, Iisuse, te aștept cu dor să fii. Slăvit fie Domnul, să spunem cu toții amin. Iubirea cu mii de izvoare o lași ca să curgă din plin. Tu ești zâmbetul din vineții, susurul cel plâng de alin. Tu ești bucuria vieții, Iisus, tu ești totul de plin. Tu ești zâmbetul dimineții, susurul ce plânde alin. Tu ești bucuria vieții, Iisus, tu ești totul de plin. Este o minune. Este o minune cum tu m-ai iubit. Ai venit în lume și m-ai mântuit. Mi-ai întors privirea către veșnicii. Și de-atunci, Iisuse, te aștept cu dor să vii. Slăvit fie Domnul, să spunem cu toții amin. Aici ca și cel cântarea să laude pe cel mai sublim. Căci ea va rămâne de-a pururi pe cete pe inima mea. Că știu că odată în ceruri cânta voi când îl voi vedea. Căci ea va rămâne de-a pururi pe cete pe inima mea. Că știu că odată în ceruri cânta voi când îl voi vedea. Este o minune cum tu m-ai iubit. Ai venit în lume și m-ai mântuit. Ai întors privirea către veșnicii. Și de-atunci, Iisuse, te aștept cu dor să fii. Slavă Domnului! Amin! Binecuvântat să fie Domnul! Este o mare bucurie și plăcere să fiu aici împreună cu Lidia. Nu puteam să venim acasă și să nu fim acasă. Și pentru că a fost
poate cea mai nimerită ocazie, pentru că e programul destul de aglomerat, am ales să fim în seara aceasta cu voi la evangelizare. I-am spus la fratele Nelu că vreau doar să fiu cu biserica, nu am venit, frate Timotei, să iau din postata ta. Știu ce înseamnă că am fost în poziția ta de mai multe ori și știu că deja transpiri în palmă dacă îți rămâne timp sau nu. O să-ți rămână timp pentru că o să facem să fie bine. Nu am venit ca să predic. Dacă Dumnezeu va rândui și va fi voia Lui și ne vom ruga și vă veți ruga, este posibil ca în luna iunie, în cursul turneului de evangelizare împreună cu grupul The Messengers, să găsim o după-amiază la Sălsig. Și subiect de rugăciune. Dacă o să ne rugăm și dacă Dumnezeu o să deschidă oportunitatea asta și o să facă lucrul ăsta posibil, eu o să fac tot ce pot și o să insist, dar dacă Dumnezeu face posibil, o să venim la Sălsig împreună cu grupul The Messengers. Dar până atunci aș vrea să vă aduc salutările fraților din Biserica Happy Valley, unde slujesc împreună cu colegii, frații păstori de acolo. V-au transmis harul, pacea și binecuvântarea Domnului. Ei au știut de venirea noastră aici și ne-au încredințat să vă transmitem aceste salutări sfinte. Împreună cu Lidia, numai aici ne-am întors dintr-o călătorie mai de 3 săptămâni aproape în Africa. Slujim acolo împreună cu biserica la o lucrare măreață care a început în anul 2018 și care se apropie de finalizare. Acolo biserica noastră a investit mulți bani și s-a cumpărat o proprietate de 7,5 hectare, unde am construit un centru de misiune care poate să acomodeze 55-60 de oameni în același timp, cu două săli de conferință, cu bucătărie. Este o școală privată care acomodează 210 copii la ora asta, între vârstele de 4 ani și 8 ani, și această școală va crește în fiecare an în funcție de cum copiii progresează și intenționăm ca să-i ducem până în clasa a 12-a cu ajutorul lui Dumnezeu. Tot acolo am deschis în luna august anul trecut lucrările seminarului teologic Sola Scriptura, unde actualmente avem 32 de studenți, toți păstori, toți frați ordinați, păstori implicați de biserici, care au nevoie de edificare, de aprofundare în cunoașterea cuvântului și sunt oameni din aceia care au sufletele ca o sugativă. Mai știți cum e sugativa? Tot ce pui, absorb. Și avem mare grijă și cu mare băgare de seamă facem lucrarea aceasta, încercând să îi ajutăm să crească spiritual și bisericile să continue. De asemenea, s-a deschis o uniune de părtășie a bisericilor. Deocamdată avem 8 biserici la nivel național în țara Burundi și prin aceste biserici noi lucrăm cu cei mai săraci dintre săraci. Pentru că în Burundi este populația cu cel mai scăzut nivel de trai din lume. Țara cu cel mai scăzut nivel de trai și venit pe cap de locuitor din lume. Și în urma unui cuvânt profetic, Dumnezeu ne-a trimis acolo și în 2018, împreună cu alți 6 frați, am fost acolo și de atunci lucrăm cu dărnicia fraților, cu ceea ce frații pun deoparte, lucrăm acolo și încercăm să facem voia lui Dumnezeu. Subiect de rugăciune, dar și provocare pentru cei dintre dumneavoastră care aveți dor de ducă și vreți să veniți să vedeți ce se întâmplă cu frații noștri de altă culoare. Vă invit, chiar vă provoc să ne contactați, să veniți să vedeți ce lucrări face Dumnezeu în Africa. O trezire impresionantă, o lucrare deosebită și acolo trebuie să cam pui banul unde îți merge gura. Deci dacă mergi și spui și le predici Evanghelia, trebuie să și aduci ceva, trebuie să-i ajuți, pentru că sunt foarte, foarte săraci. Și orice ajutor este binevenit și orice lucrare este binevenită. Chiar astăzi dimineață, în biserica unde am fost, am făcut cam aceleași anunțuri și o familie care sunt din România, dar locuiesc în Spania, a zis: frate, păi noi ne gândeam să mergem exact în Burundi,
și nu știam unde. Și de aia trebuie să fim noi în biserică azi dimineață și dacă Domnul ne ajută, în luna august vor veni împreună cu o echipă și vor sluji acolo. Așadar, subiect de rugăciune și provocare ca să slujiți. Pentru că la asta am fost chemați. Vă aduceți aminte de ceea ce a spus Dumnezeu lui Avram? Am să te binecuvintez și vei fi o binecuvântare. Asta e scopul nostru pe pământ. Și acum aș vrea să citesc din Psalmul 67, ca îndemn la rugăciune, primele două versete, așa cum stați. Dumnezeu să aibă milă de noi și să ne binecuvinteze, să facă să lumineze peste noi fața Lui, ca să se cunoască pe pământ calea ta și printre toate neamurile mântuirea ta, slăvit să fie Domnul. Când eram copil, mama avea un tablou din acelea care erau puse pe perete, un tablou cu versete creștine și versetul, Psalmul 67, versetul 1 era scris pe un tablou din ăla: Dumnezeu să aibă milă de noi și să ne binecuvinteze. Și mi-a rămas de atunci versetul acesta și când citești așa, parcă treci ca o cântare, ca ceva care nu înțelegi prea mult, dar dacă aprofundezi puțin sensul cuvintelor aici, îți dai seama de ceea ce înseamnă sau ce însemnătate are cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că sursa binecuvântării este mila lui Dumnezeu. Noi nu avem nimic cu care să mergem înaintea lui Dumnezeu și să ne recomande și să zicem: Doamne, binecuvântează-ne. Pentru că, așa cum spunea fratele în introducerea cântării, pe vremea când noi eram vrăjmași cu Dumnezeu, Dumnezeu ne-a iubit. I s-a făcut milă de noi și ne-a binecuvântat. Binecuvântarea lui Dumnezeu este lucrul cel mai dorit pe pământul acesta. Ca să ai binecuvântarea lui Dumnezeu este cea mai mare împlinire pe care un om poate să o aibă pe pământul acesta. De ce? Pentru că lumea, la sfârșitul istoriei, se va împarte în două. Între cei care vor auzi binecuvântatele cuvinte: veniți binecuvântații Tatălui meu, de moșteniți împărăția, și cele mai oribile cuvinte: duceți-vă de la mine, plecați de la mine, blestemaților. Deci, în ce categorie ești, în ce categorie vei fi în ziua aceea, depinde dacă în viața aceasta ai primit prin mila lui Dumnezeu binecuvântarea lui Dumnezeu. Și dacă ești în seara aceasta aici, că ești din Sălsic sau din Mânău sau din Ulmeni sau de unde ești, dacă ești aici, ai ocazia ca prin credință să primești binecuvântarea lui Dumnezeu și viața ta să fie transformată pe deplin. Dar nu numai viața asta, să trăiești o viață binecuvântată, de împlinire, în sănătate, în pace, în casă, în înțelegere cu soțul, cu soția. Nu numai binecuvântarea asta, dar și binecuvântarea vieții veșnice. Și în ziua aceea să auzi cuvintele binecuvântate: veniți binecuvântații Tatălui meu. Sursa binecuvântării este mila lui Dumnezeu. Noi nu o merităm. N-avem cum să o merităm. El ne-o dă prin mila și îndurarea Lui. Tot ceea ce suntem, tot ceea ce avem, tot ceea ce vom fi vreodată, suntem prin harul lui Dumnezeu, datorită milei Lui deosebite. Binecuvântat să fie numele Lui. Și te îndemn în această seară, în această rugăciune, să vii cu smerenie înaintea Domnului și să-i spui: Doamne, n-am nevoie de nimic. N-am nevoie de nimic. Dă-mi binecuvântarea ta. Aduceți-vă aminte la Peniel de Iacov. Iacov avea tot ce-i trebuie. Avea turme de umpleau pământul, avea soție, avea copii, avea aur, avea... Aurul furase Rahela, dar avea. Avea tot ce-i trebuie. Când s-a întâlnit cu Dumnezeu, nu i-a mai trebuit nimic. A zis lui Dumnezeu: Doamne, nu te las până nu mă binecuvintezi. S-a agățat de Dumnezeu, s-a prins de haina lui Dumnezeu și a zis: Doamne, nu te las până nu mă binecuvintezi. Dragul meu, prieten, astăzi este șansa ta. Dumnezeu este aici. Hristos este aici.
Plata pentru păcatele tale s-a făcut pe Golgota, pe Calva. El stă față în față cu tine. Uită de ce ai acasă. Uită de tot ceea ce ai putea să câștigi în viața aceasta. Agață-te de haina lui Dumnezeu. Agață-te de haina lui Hristos și spune: Doamne, nu te las până nu mă binecuvintezi. Dumnezeu să aibă milă de noi și să ne binecuvinteze. Să facă să strălucească peste noi fața sa. De ce? Care-i scopul binecuvântării? Ca să se cunoască pe pământ calea ta și printre toate neamurile mântuirea ta. Scopul cu care Dumnezeu ne binecuvintează. Bineînțeles că scopul inițial este să ne salveze viața, să ne scape sufletul din groapă și sufletul din iad. Dar mai apoi suntem datori. Și de aceea, fratele Nelu și biserica, conducerea bisericii, și vă felicit pentru ceea ce ați făcut în aceste seri. De aceea au deschis ușile acestui frumos edificiu, ca să vină oamenii să asculte Evanghelia, pentru că noi nu suntem depozitarii binecuvântării, noi suntem doar mesagerii binecuvântării. Ceea ce am primit de la Dumnezeu, noi trebuie să spunem și altora. Și de aceea ești aici, pentru că ai fost chemat să auzi de ce ne-a făcut Dumnezeu nouă, de ce ne-a făcut Hristos nouă și să spunem că ceea ce am primit noi de la Dumnezeu este și pentru tine. Este pentru oricine. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să fie binecuvântat, să aibă viața veșnică. Haideți să ne ridicăm în picioare și haideți să mai citesc încă o dată aceste două versete, după care vă invit să intrăm într-o rugăciune. Și așa cum am spus mai înainte, nu-ți fie rușine, ai curaj, este o șansă, este o oportunitate, este o ocazie, poate ultima. Știi? Cine mai știe? Agață-te de haina Domnului în această seară. Agață-te de El și spune: Doamne, nu mă duc de aici până nu mă binecuvintezi. Nu te las până nu mă binecuvintezi. Dumnezeu să aibă milă de noi și să ne binecuvinteze. Să facă să lumineze peste noi fața Lui. Ca să se cunoască pe pământ calea ta și printre toate neamurile mântuirea ta. Amin, amin. Haideți să intrăm la rugăciune.
familii cu probleme. Doamne, lasă binecuvântarea Ta peste mine. Adu-te, Doamne, un var de trezire în locul acesta. Adu la viață pe cei care sunt și se coboară în groapă. Dă iertare, curățire, spălare, restaurare și viață din veșnicii. Lasă Duhul Sfânt, Doamne, să-L trezească. Vom continua să ne rugăm prin fratele Sandu Mureșan de la Ulmeni. Cerescule Părinte, suntem aici înaintea Ta și îți mulțumim că ne-ai binecuvântat deja și avem parte de această binecuvântare să fim în prezența Ta, Doamne. Am vrea să fim și o binecuvântare înaintea Ta, Doamne. Să luăm aminte la cuvântul Tău, Doamne, să fim înțelepți în seara aceasta, să alegem viața, Doamne, să alegem să trăim pentru Tine, Doamne, să înțelegem sensul vieții, Doamne, și în vremurile acestea tulburi să ne alipim mai mult ca oricând de Tine, Doamne, și să nu Te lăsăm până nu ne vei binecuvânta, Doamne, să călătorim în siguranță împreună cu Tine până la sfârșitul vieții. Te rog, o Doamne, Tată, pentru tineri care în seara aceasta n-au știut să călătorească cu Tine, n-au știut că este o siguranță atât de mare în Domnul nostru, Doamne, deschide inimi, lucrează Tu și binecuvintează Tu. Doamne, pe mici, mari, tineri și bătrâni deopotrivă, Te rog să-i binecuvintezi. Lucrează Tu în mintea, în gândurile celor ce erau la răspântii de drumuri până astăzi, Doamne. Fii o lumină, Doamne, fii o călăuzire pentru ei, fii un sfat, fii mângăiere, Doamne, pentru cei bolnavi de asemenea, Doamne. Vindecă mai întâi inimile lor, dar și trupurile lor, Doamne, căci cuvântul Tău, Evanghelia, are putere să vindece, Doamne, și trupurile și inimile. De aceea Te preamărim pe Tine, Tată, Te slăvim pe Tine, Doamne, și Te rugăm, fă-ți numele Tău de slavă și binecuvântează lucrarea Ta, binecuvântează lucrătorii Tăi și binecuvântează Tu localitatea Sălțic. Aici Evanghelia Ta, Doamne, să fie vestită, să fie răspândită și oamenii să fie mântuiți. Îți mulțumim că lucrezi, îți mulțumim că vei lucra. Toată lucrarea o încredințăm în mâna Ta și Te rugăm, ieși locul de cinste aici în adunare. Te preamărim și binecuvântăm numele Tău de acum și în veci de veci. Amin. Amin. Vă rog să vă reașezați, dragii mei. Cred că fiecare avem un loc. Ne cerem scuze dacă cineva stă în picioare, dar cred că toți ne-am putut acomoda. Mulțumim Domnului pentru îndemnul primit și pentru provocarea făcută. Dumnezeu să binecuvânteze lucrarea care faceți, frate Ștefan, și Domnul să vă întărească, să vă dea multă călăuzire. Aș vrea să ne pregătim să se mai cânte un grupaj de cântare. Frate Timotei, timpul e al Domnului, ni l-a acordat nouă să-l folosim cu înțelepciune. Și în seara aceasta vreau să ne lăsăm la dispoziția Domnului. E seara de duminică. Cred că nu se grăbește nimeni foarte tare, însă știu că Dumnezeu va călăuzi lucrarea astfel încât să fim, din toate punctele de vedere, o binecuvântare pentru dumneavoastră. Așadar, după un grupaj de cântări pe care grupul Amos îl va cânta spre slava Domnului, fratele Timotei va citi cuvântul și va predica. Ne rugăm Dumnezeu să binecuvânteze și citirea și predicarea și, în mod special, împlinirea cuvântului lui Dumnezeu. Amin. Domnul Iisus spunea în cuvintele sale: veniți la mine voi, toți cei trudiți și împovorați, și veți căpăta odihnă pentru sufletul vostru. La vârsta de 19 ani am înțeles această chemare să vin la Domnul. Am înțeles chemarea la pocăință. Pentru prima dată m-a dus mama la adunare și mama a mânat 17 ani. M-a rugat pentru mama și a venit și momentul, în urmă cu 11 ani, ca și mama mea să se hotărească să-L primească pe Domnul Iisus ca Domn și Mântuitor. Și mulțumesc lui Dumnezeu că a lucrat în familia mea și
am întuit toată casa mea. Doresc așa aici, la Sălsic, Dumnezeu să lucreze, să completeze numărul celor mântuiți în casele dumneavoastră, să mai scrie nume noi în cartea vieții. Apostolul Pavel spunea că Dumnezeu a lăsat ca toți oamenii să locuiască pe fața pământului, le-a așezat anumite vremi, a pus anumite hotare locuințelor, ca ei să caute pe Dumnezeu. Bâșbâini măcar, că nu e departe de fiecare dintre noi. De ce? Cu scopul ca să fim mântuiți. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Vom cânta cântarea, vor trece anii noștri care ei tot adună în calea lor, dar sus în ceruri ne așteaptă orașul sfânt, locaș Ierusalim. Să ajung acasă eu doresc. De cazul voi uita, spre cerul voi zbura, pământule de tine voi uita. Cu suflet mă grăbesc, acolo să sosesc, să ajung acasă eu doresc. De cazul voi uita, spre cerul voi zbura, pământule de tine voi uita. Iisus e împărat și preot, prin el lumină am primit. Acum sunt liber de robie, pășesc acum spre cerul fericit. Cu suflet mă grăbesc, acolo să sosesc, să ajung acasă eu doresc. De cazul voi uita, spre cerul voi zbura, pământule de tine voi uita. Cu suflet mă grăbesc, acolo să sosesc, să ajung acasă eu doresc. De cazul voi uita, spre cerul voi zbura, pământule de tine voi uita. Acolo sus e frumusețe, iar imnuri cântă heruvim. Pe străzile ce sunt de aur, în orașul sfânt, locaș Ierusalim. Cu suflet mă grăbesc, acolo să sosesc, să ajung acasă eu doresc. De cazuri voi uita, spre ceruri voi zbura, pământule de tine voi uita. Cu suflet mă grăbesc, acolo să sosesc, să ajung acasă eu doresc. De cazuri voi uita, spre ceruri voi zbura,
pământule de tine voi uita. Să fie noaptea cât de grea, inima mea îi va cânta. Lui Iisus eu mă voi ruga să-mi dea puteri în ziua rea. Eu mă încred în Domnul meu, din orice ce furtună, că-n mâna lui e sorțul meu, de-i vreme rea sau bună. Că-n mâna lui e sorțul meu, de-i vreme rea sau bună. Să fie noaptea cât de grea, inima mea îi va cânta. Lui Iisus eu mă voi ruga să-mi dea puteri în ziua grea. Mă încred în Domnul meu și-n harul ce mă ține. Când acest har se va sfârși, mă va lua la sine. Când acest har se va sfârși, mă va lua la sine. Să fie noaptea cât de grea, inima mea îi va cânta. Lui Iisus eu mă voi ruga să-mi dea puteri în ziua rea. Să fie noaptea cât de grea, inima mea îi va cânta. Iisus eu mă voi ruga să-mi dea puteri în ziua rea. Așa cum ești, Iisus te cheamă azi să lași păcatul tău murdar, să rupi al lumii grele lanțuri care te-au legat și în inimă simți vei Sfântul Har. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți, frați și surori. Când zicem că facem evanghelizare, ne gândim că doar cei nemântuiți au nevoie de lucrul acesta. Nu, avem și noi nevoie. Poate sunt între noi, sau poate sunt eu, sau poate ești dumneata, fiecare să ne cercetăm înaintea cuvântului Dumnezeu. Și dacă avem lucruri pe care nu le putem lăsa, Dumnezeu să rupă orice lanț în seara aceasta, să ne întoarcem cu toată inima la Dumnezeu. El este acela care curăță viața noastră, ca să auzim, așa cum se spune aici, binecuvântatele cuvinte la sfârșitul vieții: veniți, binecuvântații Tatălui, de moșteniți împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta, alergarea noastră să fie după cuvântul lui Dumnezeu și într-o zi, cu siguranță, vom ajunge acolo. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Între mile de șoapte ce străpa a vieții noapte, dragul meu, mi-ai spus că-i greu să alegi. Te frământă o întrebare, care este calea oare ce-ți va da viața cea de veci? Așa cum ești,
te cheamă azi să lași păcatul tău murdar, să rupi al lumii grele lanțuri care te-au legat și inimă simți vei Sfântul Har. Așa cum ești, Iisus te cheamă azi să lași păcatul tău murdar, să rupi al lumii grele lanțuri care te-au legat și inimă simți vei Sfântul Har. Ai gustat amarul lumii, fără să asculți de ce spun unii, de care ziceai că-s rătăciți. Dar văzut ai tu pe urmă ce ți-au spus ei, n-a fost glumă, ci chemarea celor mântuiți. Așa cum ești, Iisus te cheamă azi să lași păcatul tău murdar, să rupi al lumii grele lanțuri care te-au legat și inimă simți vei Sfântul Har. N-ai știut vreodată că în ceruri ai un tată care te-a plătit cu sânge sfânt. Și din robul celui rău vrea să fii copilul său, vino azi și îmbracă sfânte Așa cum ești, Iisus te cheamă azi să lași păcatul tău murdar, să rupi al lumii grele lanțuri care te-au legat și inimă simți vei Sfântul Har. Așa cum ești, Iisus te cheamă azi să lași păcatul tău murdar, să rupi al lumii grele lanțuri care te-au legat și inimă simți vei Sfântul Har. La Cluj și într-o duminică dimineață la ora de rugăciune stăteam lângă un,
domn lângă un frate, nu-l cunoșteam, și s-au făcut vreo 3 rugăciuni în dimineața aceea. Și ce m-a surprins la el, că de fiecare dată se anunța motivul de rugăciune din față și de fiecare dată omul acesta venea și își începea rugăciunea cu mulțumire către Dumnezeu pentru faptul că Iisus a dat, că Dumnezeu a dat pe singurul lui fiu, pe Iisus, ca să moară pentru păcatele noastre. De fiecare dată. Și m-am întrebat atunci, oare trebuie să mulțumim Dumnezeu așa de des, am zice noi? Pentru că noi, frașezor, de multe ori uităm și spunem așa, Dumnezeu ne-a mântuit odată, lăudat să fie Domnul, dar nu avem în viața noastră o viață de smerenie, o viață de mulțumire pentru lucrul acesta. De multe ori nu știm să prețuim ceea ce ne-a dat Dumnezeu. Cea mai mare comoară, faptul că avem mântuirea în numele lui Iisus Hristos. Pentru aceasta spunem, lăudat să fie Domnul. Și versurile acestui refren spune așa, veniți să-i mulțumim, cu viața să-l slujim, El a iertat al nostru păcat. Doar Lui să ne închinăm, să-L binecuvântăm, Dumnezeu de moarte ne-a salvat, lăudat să fie Domnul. Amin. Cer de sus, cu iubire ne-a privit, n-a putut să stea nepăsător. A trimis pe Fiul Său, pe o cruce a fost jefit, și Iisus ne-a fost mântuitor. Veniți să-i mulțumim, cu viața să-l slujim, El a iertat al nostru păcat. Doar Lui să ne închinăm, să-L binecuvântăm, Dumnezeu de moarte ne-a salvat. Veniți să-I mulțumim, cu viața să-L slujim, El a iertat al nostru păcat. Doar Lui să ne închinăm, să-L binecuvântăm, Dumnezeu de moarte ne-a salvat. Mântuire poți primi, fără să plătești ceva, doar credință trebuie să ai. Dacă vii la Domnul azi, El cu dragoste-ți va da viață veșnică în al Său rai. Veniți să-I mulțumim, cu viața să-L slujim, El a iertat al nostru păcat. Doar Lui să ne închinăm, să-L binecuvântăm, Dumnezeu de moarte ne-a salvat. Am găsit prin jertfirea lui Iisus, inima ne cântă neîncetat. Noi suntem răscumpărați pentru slava cea de sus, Dumnezeu să fie lăudat. Veniți să-I mulțumim, cu viața să-L slujim, El a iertat al nostru păcat. Doar Lui să ne închinăm, să-L binecuvântăm, Dumnezeu de moarte ne-a salvat. Veniți să-I mulțumim, cu viața
să-L slujim. El a iertat al nostru păcat. Doar Lui să ne închinăm, să-L binecuvântăm. Dumnezeu de moarte ne-a salvat. Dumnezeu de moarte ne-a salvat. Glorificat să fie numele Domnului Iisus. Dragii mei, mă bucur să fiu în această seară la dumneavoastră, la acest frumos serviciu de evangelizare într-un edificiu atât de frumos. Și dacă aici pe pământ, în mijlocul cântării de laudă, simți prezența lui Dumnezeu și o bucurie spre care când privesc, spui, n-aș vrea să se mai termine. Vă dați seama ce va fi sus în cer la Dumnezeu. Glorificat să fie numele Lui în veci. Mulțumesc pastorului dumneavoastră, fratelui Neluțu, pentru invitația pe care m-a făcut-o. Sigur că în prima discuție pe care am avut-o cu dânsul, am încercat un pic să ezit situația, fiindcă și săptămâna aceasta, cu excepția unei singure zile, am avut în fiecare seară cât o seară de evangelizare și a zis, nu cumva să dai înapoi. Și iată că prin ajutorul lui Dumnezeu sunt în seara aceasta aici la dumneavoastră. Vin de departe, de 2-3 zile sunt în zona dumneavoastră, de la 550 și ceva de kilometri, dar îi mulțumesc bunului Dumnezeu care m-a păzit, m-a ocrotit și cred că în această seară Dumnezeu ne va vorbi. Să fie un pic mai bine decât aminul dumneavoastră. M-am frământat mult cu privire la ce subiect să aduc, fiindcă știu că veniți după 4-a, 5-a seară de evangelizare. Și există riscul să intri într-un soi de inerție, te-ai obișnuit cu cuvântul, cu predica, cu cântarea de laudă, oamenii vin ca la un spectacol să vadă ce se întâmplă, eventual să dea niște note, văd cine a cântat mai bine, cine a predicat mai bine. În această seară vreau să vă întâlniți cu Dumnezeu. De aceea îmi doresc din toată inima ca eu să fiu un simplu instrument de care să uitați în momentele care urmează, ca bunul Dumnezeu să vorbească. În această seară, cred că Duhul lui Dumnezeu mi-a pus pe inimă să vă aduc un cuvânt din Sfânta Carte Biblia, de la Evanghelia după Marcu, de la capitolul 5, intenționez să citesc începând cu versetul 1, un pasaj biblic destul de radical, dar pentru că e scris în Biblie, n-ar trebui să evităm astfel de pasaje biblice, pentru că el exprimă realități care se constituie sub forma unor semnale de alarmă pentru fiecare dintre noi. Aveți grijă! De aceea, dacă ați găsit, reiterez, Evanghelia după Marcu de la capitolul 5, voi începe lecturarea textului biblic cu versetul 1. Au ajuns pe celălalt țărm al mării în ținutul gadarenilor. Când a ieșit Iisus din corabie, l-a întâmpinat îndată un om care ieșea din morminte stăpânit de un duc necurat. Omul acesta și avea locuința în morminte și nimeni nu mai putea să-l țină legat nici chiar cu un lanț, căci de multe ori fusese legat cu picioarele în obez și cu cătușe la mâini, dar rupsese cătușele și sfărâmase obezele și nimeni nu-l putea domoli. Totdeauna, zi și noapte stătea în morminte și pe munți, țipând și tăindu-se cu pietre. Când a văzut pe Iisus de departe, a alergat, i s-a închinat și a strigat cu glas tare: Ce am eu a face cu tine, Iisuse, Fiul Dumnezeului Celui Preanalt? Te jur în numele Lui Dumnezeu să nu mă chinuiești. Căci Iisus îi zicea: Duc necurat, ieși afară din omul acesta. Care ți este numele? L-a întrebat Iisus. Numele meu este Legiune, a răspuns el, pentru că suntem mulți. Și ruga stăruitor să nu-i trimit afară din ținutul acela. Acolo lângă munte era o turmă mare de porci care pășteau. Și dracii l-au rugat și au zis: Trimite-ne în porcii aceia ca să intrăm în ei. Iisus le-a dat voie. Și duhurile necurate au ieșit și au intrat în porci. Și turma s-a repezit de pe râpă în mare. Erau aproape 2000 și s-au unecat în mare. Porcarii au fugit și au dat de știre în cetate și prin satele vecine. Oamenii au ieșit să vadă ce s-a întâmplat. Au venit la Iisus și iată pe cel ce fusese îndrăcit și avusese legiunea de draci, șezând jos îmbrăcat și întreg la minte. Și s-au înspăimântat.
Cei ce văzuseră cele întâmplate l-au povestit tot ce se petrecuse cu cel îndrăcit și cu porcii. Atunci, neașteptat, spun eu, au început să roage pe Iisus să plece din ținutul lor. Pe când se suia el în corabie, omul care fusese îndrăcit ruga să lase să rămână cu el. Iisus nu i-a dat voie, ci i-a zis: du-te acasă la ai tăi și povestește-le tot ce ți-a făcut Domnul și cum a avut milă de tine. El a plecat și a început să vestească prin Decapole tot ce-i făcuse Iisus și toți se minunau. Până aici cuvântul Domnului, vă invit respectuos să vă reașezați. Dragii mei, în această seară am citit povestea unui om care a ajuns într-o stare atât de dramatică încât nimeni din toți cei ce care îl cunoșteau n-ar fi garantat în vreun fel că omul ăsta se poate schimba. Dacă ai fi luat interviu și ai fi mers prin mulțime cu un microfon și ai fi întrebat: mă, ce părere aveți voi despre îndrăcitul din Gadara? Ați băgat de seamă că nici măcar nu este consemnat numele? Știți de ce? Pentru că atunci când ai o problemă, omul nu se uită în buletinul tău. Omul se uită la problema pe care tu ai. Și de cele mai multe ori, boala, problema, defectul pe care îl ai, este mult mai evident decât cine ești tu cu adevărat. N-ați băgat de seamă că atunci când, de exemplu, știți că în comuna dumneavoastră Sălsig, sau în sat, sau pe strada dumneavoastră, e un om care, eu știu, suferă de anumite dizabilități și nu se poate folosi de picioare, știți cum îl reperează oamenii, nu? Nu-i zic nea Gheorghe și nici nea Ion. Îl știi pe paralizatul ăla? Pentru că, în general, oamenii sunt tentați să privească spre minusurile omului și să-i le evidențieze. În această seară, Dumnezeu Sfântul, care l-a inspirat pe evanghelistul Marcu să consemneze acest pasaj, nu l-a inspirat din rațiunea de a arăta ce grozăvie poate să fie omul, nici să-l pună într-o lumină proastă și nici să-i arate carențele sau minusurile pe care omul ăsta le avea. Și a vrut să arate puterea unui Dumnezeu care poate schimba orice om în orice stare s-ar afla. Și înainte să încep propriu zis predicarea, vreau în zona de introducere să fac trei observații preliminare, trei sublinieri de început. Prima subliniere pe care vreau să o fac este să arăt că textul acesta, pe lângă altele, relevă starea omenirii fără de Domnul Iisus Hristos. Și ceea ce caracterizează cel mai bine starea omenirii fără de Dumnezeu este tocmai îndrăcitul acesta. Biblia nu se sfiește să spună că noi trăim într-o lume spirituală, imaterială, nepercepută cu ochiul liber, dar ea cu toate acestea există. Vedeți, sunt oameni care au pretenția să se numească savanți și îi zic: mă, dacă un anumit lucru nu poate fi perceput cu ochiul liber, înseamnă că el nu există. Ceea ce este o mare greșeală de noimă, de sens, de semantică. Pentru că sunt o grămadă de lucruri în lumea asta care nu pot fi percepute cu ochiul liber. Asta nu înseamnă că ele nu sunt. De pildă, oamenii spun: domne, l-a văzut cineva vreodată pe Dumnezeu? Că dacă nu-L putem percepe cu ochiul liber, prin urmare ajung la pripita concluzie să afirme că Dumnezeu nu există. Dumneavoastră ce credeți? De vreo 4-5 zile aici s-a proclamat adevărul infailibil al faptului că Dumnezeu există și prin El existăm și noi, glorificat să fie numele Lui în veci. Însă, e greșit să plecăm de la premisa că orice nu poate fi perceput cu ochiul liber înseamnă că El nu există. Ați văzut vreodată mintea sau gândurile? Nu le-a văzut nimeni niciodată. Dați-mi voie să vă spun că asta nu înseamnă că nu există. Sper că eu vorbesc ca efect al faptului că gândesc. De aceea, mulți zic: domne, uite, vă pun o întrebare. Dumneavoastră ați văzut sentimentele? Dragostea, ura, cum arată? Vă rog, nu vă grăbiți, noi n-am văzut niciodată sentimentele, ne-am văzut efectul sentimentelor. Efectul dragostei este zâmbetul, este îmbrățișarea calde, efectul urii este grimasa, reacții ciudate, nepotrivite, ostile, pe care omul le manifestă în relațiile interumane. Însă vreau să vă spun în această zi că chiar dacă noi nu percepem trăirile astea interioare cu ochiul liber, ele există.
Uitați-vă că tot ce ține de spectrul imaterial, de spectrul sufletului, rațiunea, sentimentele, voința, voința a văzut-o cineva vreodată? Nu, nimeni niciodată. Dar noi vedem în schimb ce? Efectul voinței. Și iată efectul voinței. O mare mulțime de oameni care a venit într-o seară de duminică la biserică, la biserica Betel din Sălsig. Slăvit să fie Domnul, că ne-a dat harul să fim aici. Însă, vreau să vă spun că sunt dimineți când poate te trezești ciudat. Românul zice, bă, m-am trezit cu capsa pusă. Și te întreb de ce. E pentru că în spatele acestei lumi materiale percepute cu ochiul liber, există o altă lume spirituală care luptă atât de puternic împotriva noastră, încât să ne distrugă și să ne asedieze cu totul. Și Biblia, fără să fac prea multă referire la aceasta, vorbește despre trei stadii de manifestare a puterii celui rău în relație cu omul. Și dați-mi voie să vă spun că există forța binelui și forța răului, există Dumnezeu și există diavol. Există un principiu care în filozofie se numește principiul dualismului. Asta înseamnă că dacă există lumină, există și întuneric. Dacă există bine, există și rău. Dacă există minciune, există și adevăr. Dacă există Dumnezeu, există și diavol. Și dacă există iad, există și... Sunt niște realități pe care nu le putem contesta în niciun fel. Și fiind conștienți de această realitate imaterială, faptul că există și Dumnezeu, există și diavol, vreau să vă spun că în viața noastră, cât trăim pe pământul acesta, de când ne naștem și până murim, toată lupta se dă pentru sufletul nostru. Dumnezeu, ca să poată să ajungă la om să-i vorbească, are o singură cale de acces. După cum eu, ca să ajung aici, am avut această cale de acces. Voi aveți mai multe. Dar Dumnezeu către om are o cale de acces. Știți cum se numește aceasta? Duhul omului, cu D mic. Dumnezeu Sfântul din cer, ca să transmită mesajul unui om, prin intermediul Duhului lui îi transmite mesajul. Mesajul receptat de entitatea numită Casa Duhului primește mesajul, îl transmite mai departe sufletului, cele de-a doua entități, și sufletul îl transmite mai departe cui? Trupului. Hei, trupule, n-ai voie să bei orice, n-ai voie să te comporți oricum. Și mereu calea de acces a lui Dumnezeu către om este Duhul. Duhul, sigur că este și el o casă tripartită, are conștiință, ce-i conștiința? Tribunalul lăuntrii pus de Dumnezeu în om. La trei ani nu l-a învățat nimeni pe pruncul dumneata că e rău să spargă geamul, dar cum l-a spart, pitește piatra. Și te întreb de ce? A făcut cineva cursuri de etică și de ontologie profesională, ori de morală creștină? Nu! Dar pur și simplu a pus Dumnezeu o lege morală naturală în noi. Dumnezeu a pus în noi o conștiință, un tribunal. Nu e așa, te simți vinovat când ai băgat prima țigară în gură, când ai drăcuit prima dată, când ai făcut prima faptă rea, dar după ce ai făcut-o pe A100, ce s-a întâmplat între timp cu acest senzor ai conștiinței? S-au atrofiat și conștiința moare. Biblia vorbește despre oameni a căror cuget a murit de mult. Și ce se întâmplă prin capanele astea de evangelizare pe care dumneavoastră le faceți? Oamenii aceștia lui Dumnezeu vor să trezească această parte din Duh numită conștiința la realitate, să spună, hei prietene, mergi într-un wrong way, mergi într-o direcție greșită a vieții tale, tu nu vezi că te distrugi și îți faci singur rău? Sigur că mai sunt pe lângă conștiință, Dumnezeu a pus în casa Duhului și intuiție și comuniune, acea sete de închinare de Dumnezeu, nu intru în detalii. Apoi, ajungând la cea de-a doua entitate numită sufletul, care are și casa sufletului trei camere, rațiune, sentimente și voință, vreau să vă spun că toată miza, și din partea lui Dumnezeu, și din partea celui rău, este asupra sufletului nostru. Este, dacă vreți, teritoriul comun pentru care se dă toată bătălia noastră. Înțelegeți de ce se fac campanii de evangelizare? Înțelegeți de ce Dumnezeu vrea să transmită mesaje? Să ne salveze sufletul. Știți de ce? Pentru că atunci când omul moare, ce înseamnă de fapt moartea? Săptămâna trecută am slujit la un serviciu de mormântare a unui domn de 76 de ani. Știți de fapt ce înseamnă moartea? Despărțirea Duhului și sufletului de trup. Trupul e făcut din țărână și se va descompune. Din țărână a fost făcut și în țărână se va duce. Nu vedeți că tot ce ține de spectrul material se leagă de... Trupul nostru, noi am fost făcuți din pământ, mâncăm din ce iese din pământ, iubim lucrurile de pe pământ, ca într-o zi tot la 2 metri sub pământ să ajungem. Și când omul moare, Duhul se duce la Dumnezeu care l-a dat, trupul se va descompune, se face țărână, una cu pământul, și la 2-3 zile după moarte, nu contează că ai fost doctor în teologie, savant, erudit sau un agramat, un simplu om bogat sau sărac, nu mai contează asta, pentru că într-o zi cu toții vom coborî pe strada egalității în dormitorul tăcerii fără de ferestre, la 2 metri sub pământ,
Însă vreau să vă spun că mai există o parte care e veșnică, de asta nu poți scăpa niciodată. Când omul moare, Duhul se duce la Dumnezeu potrivit principiului înțeleptului Solomon din Cartea Sapiențială, Eclesiastul, capitolul 12. Duhul se duce la Dumnezeu care l-a dat. Trupul se va descompune în pământ, dar sufletul dumneata merge ori în rai, ori în iad. E partea, e entitatea veșnică pusă de Dumnezeu în om. Și sufletul acesta nu se pulverizează, nu se anihilează, nu se reîncarnează, nu ajunge la o stare de elixir sau de nirvană, cum spun unii dintre budiști, și sufletul acesta merge ori în rai, ori în iad. Și dacă Dumnezeu are o cale de acces către om, Duhul Lui, să știți că de jos în sus și diavolul are 5 căi de acces spre a ajunge la sufletul omului. Și diavolul are 5 căi de acces. Și știți cum se numesc acestea? Văzul, mai ales văzul, auzul, mirosul, pipăitul și gustul. Sunt 5 căi de acces prin care diavolul pătrunde la nivelul trupului, de așa manieră încât să ajungă unde? Ziceți tare! La suflet, că toată miza e pentru sufletul dumneata. Și în textul pe care l-am citit, este vorba despre un om care, vis-a-vis de aceste 5 căi de acces, a lăsat breșe, uși deschise celui rău. De așa manieră încât la început a fost doar ispitit de diavolul, că prima formă de atac a celui rău, în relație cu orice om, pastor, penticostal, ortodox, baptist, preot, patriar, sfânt, nesfânt, păcătos sau mai puțin păcătos, primul nivel de atac al celui rău în relație cu omul este ispita. Al doilea nivel este influența, iar al treilea este posesiunea sau stăpânirea demonică. Ispita în sine nu este păcat. Modul cum răspundem noi la ispită, spune chiar fratele Domnului Iisus Hristos, apostolul Iacov, în capitolul 1, că modul cum noi răspundem la păcat poate să ne incrimineze în fața justiției lui Dumnezeu sau nu. Și nimeni când este ispitit să nu zică sunt ispitit de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu însuși nu poate ispiti pe nimeni niciodată, în sensul în care cineva să facă răul. De aceea, împreună cu ispita pe care a îngăduit-o, deci a face parte din voia lui Dumnezeu permisivă, nu decretivă sau normativă a lui Dumnezeu, și sper că reușim să facem totuși diferența asta, diavolul vine și atacă pe om la nivelul de ispită. Modul cum răspundem la ispită poate deveni păcat sau nu. Al doilea nivel este nivelul de influență. Să știți că unii orice creștinii, dacă nu veghează, pot fi influențați de diavolul. Uitați-vă numai ce se întâmplă de pildă în cazul lui Iov. Când îi mor 10 copii, averea se distruge, funcția de magistrat este pierdută, o boală de la picioare până în creștetul capului, singurul prieten care a mai rămas a fost șobul cu care se scărpina. Și auziți, înainte de toată dilema și necazul ăsta, zice diavolul lui Dumnezeu, zice, dă-l pe mâna mea și ai să vezi că te va, ziceți tare, te va blestema. Rețineți, vă rog, sintagma biblică, te va blestema. Trece timpul, după ce trece prin toate aceste încercări enumerate anterior, într-o zi, după 38 de ani de lupte, de suferință, de așteptare, cam atâți au trecut de la Iov capitolul 2 până la Iov capitolul 42. 38 de ani, spun unii dintre cercetătorii Bibliei. Și uitați-vă, dragii mei, că nevastă lui Iov, într-o zi săturată de necazul prin care bărbatul ei a trecut, auzit ce zice, blastă-mă pe Dumnezeu și mor. Ce a zis diavolul lui Dumnezeu? Dă-l pe mâna mea și să vezi câteva? Și diavolul spune și nevastă sa, îi spune lui Iov același cuvinte, blastă-mă. Cine a vorbit prin ea? Diavolul a vorbit prin ea. Deci vorbim despre un nivel de influență. Unii oameni se uită și zic, Doamne, dar ce se comportă Nea Vasile așa de rău cu mine? Nu e vorba doar despre Nea Vasile. S-ar putea ca uneori să fie diavolul care îl influențează pe om de așa manieră încât să te distrugă pe dumneata. Zice, mă, dar ce cauți tu la biserică, mă? Ce-ți cauți tu treabă cu Dumnezeu? Vedeți de treaba ta, carpe diem, trăiește-ți clipa. Vedeți de viața ta, unde o merge toată lumea, o merge și eu. Nu ai fi tu singurul care merge în ea, o merge și noi cu tine. Nu te duce la biserică, nu-ți mântui sufletul. Știi cine vorbește prin astfel de oameni? Nu Ioana, nu Vasilica, nu Gheorghe. E diavolul care le-a așezat în gura lor cuvinte. Și tu spui, Enea Gheorghe, nu. E diavolul în spatele acestor oameni care vor să distrugă sufletul dumneata. Și în sfârșit mai există a treia formă de manifestare. De spuneam ispită, influență și trei, stăpânire sau posesiune demonică. Terminologia biblică folosită în Marcu, în capitolul 5, este aceasta, era stăpânit. Și ne uităm în seara asta la un om care la nivel de ispită a căzut, la nivel de influență a căzut și a ajuns să fie chiar stăpânit de diavolul. Și cum ajunge omul să fie stăpânit de diavolul? Azi un păcat, mâine un alt păcat, poimine alt păcat, un amalgam de păcate înghesuite în sufletul lui, conștiința moare
și diavolul leagă cu totul. Și când omul este stăpânit de diavolul, el nu mai are control asupra viețului și diavolul controlează pe el. Adică, mai pe românește, ați văzut oameni care de pildă zic așa, frate zice, eu m-aș lăsa de țigări, dar nu pot. Păi știți de ce nu pot ei? Că sunt controlați de diavolul. Am cunoscut un bărbat într-o campanie de evangelizare în Franța, care îmi spune așa, frate Timotei, eu de 8 ani de zile mă droghez, zicea el. Și zice, de o grămadă de ori am promis neveste mele că nu voi mai fuma, că nu voi mai consuma alcool și că nu mă voi mai duce să mă droghez. Au trecut 8 ani de zile, fetițele mele de 4-5 anișori, de o grămadă de ori, zicea el, au venit la căpătâiul meu când veneam noaptea de la discotecă, beat mangă, magmur, cum zice românul, și pur și simplu zice, efectiv, scuipam plămânii, stăteam în toaletă, până la 4 dimineața, vomam. Deci aveam niște reacții ciudate. Mușcam perna de durere cu lacrimi și spuneam, bă, ce am ajuns să fiu? Și îi promiteam atunci soției mele și luam fetițele mele în brațe și le promiteam, voi deveni un tată de treabă, voi deveni un părinte credincios, loial familiei. Și știți ce se întâmpla? A doua zi de dimineață când mă trezeam, mă duceam din nou la droguri. Știți de ce? Pentru că era altcineva care era la butoanele raționale și psihoemoționale ale vieții lui. Era diavolul. Diavolul stăpânea. Oameni care sunt chinuiți de diavolul și primul lucru când se trezesc, se duc la crâjmă, se duc la pahar. Zice, domne, nu pot să mă las de drăcuiel, de înjurături, de alcool, de vicii, de patimile din viața mea. Ei au ajuns să fie stăpâniți de diavolul. Dar în această seară, textul biblic, pe lângă faptul că relevă starea omenirii fără de Dumnezeu, deci în îndrăcitul acesta este descrisă starea omenirii care s-a îndepărtat de Dumnezeu și diavolul este un hoț care nu vine decât să fure, să junghe și să prăpădească de așa manieră încât să-l distrugă pe om, să-l extermine cu totul și până la urmă să-i piardă ce? Sufletul lui. Dar nu doar despre starea omenirii este vorba în textul ăsta, al doilea S. Este vorba sau relevă textul ăsta a doua observație și scopul pentru care Iisus Hristos a venit în lume. E unul din singurele pasaje din textul ăsta în care Iisus Hristos vine singur. Ați băgat de seamă? În cel mai multe episoade, narațiuni biblice, Domnul Iisus Hristos este însoțit de 2, 3, mai mulți ucenici. Dar în textul ăsta se vorbește despre un Iisus Hristos care merge singur în Gadara. Le plăcea ucenicilor să meargă cu Iisus când intra în casa fruntașului Iair. Le plăcea să meargă cu Iisus când se ducea la primarul satului sau orașului, când intra la un director sau la un om mare, peste care lumina reflectoare era bine pusă, la o vedetă. Le plăcea să meargă, dar le era teamă să meargă la un îndrăcit, pentru că acolo știa că e o foarte mare luptă. Și uitați-vă că urmează un episod. E episodul când se dezlănțuie furtuna atât de tare, ucenicii strigă, Doamne, scapă-ne că pierim, Iisus Hristos se ridică, poruncește furtunii să se oprească și știți ce afirmă Iisus Hristos? Taci fără gură. Și după momentul acesta, Iisus Hristos se grăbește. Și unde merge? Merge în Gadara. Ce treabă ai tu, Doamne, cu Gadara? Nu știi că Gadara este un cartier rău famat? Acolo a ridicat diavolul un steag și scrie, pe aici nu se trece. Dacă vei citi un alt pasaj biblic cu privire la același eveniment, spune că nimeni nu putea trece prin locul acela. Era teritoriul diavolului. Era, dacă vreți, locul pe care diavolul și l-a câștigat și scria, pe aici nu se trece, e teritoriul meu, e omul pe care eu l-am câștigat și nimeni nu va putea să facă niciun fel de schimbare. Diavolul a zis, pe aici nu se trece. Însă în seara asta vreau să vă spun că se poate trece cu o singură condiție, să treacă Iisus Hristos Domnul, glorificat să fie numele Lui în veci. Și uitați-vă că Iisus Hristos, după ce se potolește furtuna, nu se duce să doarmă, se grăbește să ajungă în Gadara. Dar de ce, Doamne, în Gadara? Pentru că vreau să arăt în al doilea rând scopul pentru care am venit în lumea aceasta. Și am venit în lumea aceasta să mântuiesc pe orice om. Dar un îndrăcit, ce treabă ai tu cu îndrăcitul? Ce treabă ai tu cu bețivul satului? Cu omul care trăiește în imoralitate? Cu omul care este legat de o grămadă de patim? Caută savanți, caută profesori universitari, caută ingineri, caută procurori, caută avocații. Pe omul ăsta simplu, pe care nimeni nu dă două parale, tu pe ăsta îl cauți, da, pentru că un singur suflet este mai important decât tot ce este pe pământul acesta. Pentru că Matei, capitolul 16, spune foarte clar, și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea asta? Banii lui Bill Gates, banii lui Elon Musk, banii dinastiei Rockefeller, puneți dumneavoastră ce vreți, dacă și-ar pierde sufletul.
Și uitați-vă că acolo a folosit un pronume reflexiv și ar pierde, pentru că responsabilitatea grevează pe umerii noștri. Noi ne putem pierde sufletul prin deciziile și alegerile greșite ale vieții noastre. Dar mă rog în această seară ca bunul Dumnezeu să ne dea gândul cel bun de a ne întoarce din toată inima la El. Și Domnul Iisus Hristos a venit în lumea noastră cu o misiune clară, să salveze pe orice om și pe îndrăcitul din Gadara. Și unii din părinții bisericești din perioada patristică spunea în felul următor, el zicea așa: dacă un singur om ar fi existat pe fața pământului, pentru acel singur om, Iisus Hristos ar fi străbătut cerurile și ar fi venit să moară ca preț pentru răscumpărarea și mântuirea sufletului lor. Pentru că un suflet mântuit este mai de preț decât toată lumea aceasta. Glorificat să fie Domnul în veci. Și uitați-vă că atunci când Iisus Hristos, că mereu se întâmplă asta, când Dumnezeu are un plan să mântuiască pe cineva, se întâmplă ceva. Bă, se strică mașina. Bă, un accident de mașină. Se dezlănțuie o furtună. De ce credeți că s-a dezlănțuit furtuna? Ca să împiedice sosirea lui Iisus Hristos la Gadara. Fiindcă diavolul simțea că pierde teritoriu. Fiindcă diavolul simțea prezența lui Dumnezeu. Fiindcă l-a cunoscut pe el, că de acolo a venit și s-a ridicat împotriva lui. Și în momentul acela, spune Biblia că Iisus Hristos s-a ridicat în mijlocul mării și a zis așa: taci fără gură. Și eu vă pun o întrebare logică, de bun simț. Dumneavoastră ați văzut că marea are gură? Da sau nu? Ați întrebare pentru copii. Marea are gură, da sau nu? Sigur că n-are gură. Dar tu nu știa Domnul ce zice? Cum adică taci fără gură? Cui s-a adresat? Vă spun eu, diavolului din spatele furtunii. Fiindcă Domnul Iisus Hristos știa că diavolul a dezlănțuit toată furtuna ca să împiedice sosirea lui Iisus Hristos la Gadara. Dar dacă textul ăsta relevă starea omului fără de Dumnezeu, dacă textul ăsta relevă scopul pentru care a venit Iisus, textul ăsta relevă și suveranitatea lui Iisus. Pentru că, deși la Gadara s-a ridicat un steag și s-a zis pe aici nu se trece, îndrăcitul ăsta nu poate fi schimbat niciodată. Iisus Hristos a pășit acolo ca să demonstreze tuturor și bisericii Betel din Sălțig în anul 2023 că acolo unde omul zice că nu mai este nicio șansă, că acolo unde medicii spun nu mai există soluție de remediu, că acolo unde dumneata însuți sau însă spui nu pot niciodată să mă schimb, se poate cu o singură condiție: dacă vine Iisus Hristos Domnul. Și Iisus Hristos a venit la Gadara. Și în momentul în care Iisus Hristos a venit la Gadara, porțile iadului s-au cutremurat și îndrăcitul a început să strige: ce am eu a face cu tine, Iisuse, Fiul Dumnezeului Celui Preanalt? Tu nu ai a face cu mine, dar eu mă face cu acest îndrăcit pe care îl chinui de ani de zile. Eu știu nopțile lui nedormite, știu apăsările din sufletul lui, știu momentele în care pur și simplu se prindea cu mâinile de păr și spunea: nu mă mai suport. Și vreau să-i spun că el nu e un accident genetic, n-a apărut la întâmplare lumea asta, nu este jocul unui hazard, nu este jocul unui destin nefericit. El este creația mea, el este chipul și asemănarea mea și pentru el am venit la Gadara, să-i mântuiesc sufletul lui, să-l fac un om de treabă, să-i mântuiesc sufletul, să-i salvez familia și casa. Pentru că spune Biblia, tu ai niște ai tăi, că atunci când Iisus Hristos s-a oprit în dreptul lui și l-a eliberat, știți ce spune Biblia? Că atât de tare s-a lipit de Hristos și a zis că nu mai voia să plece. Că toți oamenii când s-au întâlnit cu el, aruncau cu pietre în el și făceau transmisii live ca să râdă de el. Uită-l pe îndrăcitul din Gadara, ce a fost și ce a ajuns. Și toți râdeau într-un mod extrem de persiflant. Dar într-o zi Iisus Hristos a oprit în dreptul lui și a spus: dacă oamenii nu mai dau doi bani pe tine, dacă pentru oameni ai devenit o umbră și un invizibil, eu sunt Dumnezeu care te cunosc pe nume. Și în această seară, în mulțimea aceasta de oameni, nu știu unde te afli, prietene, dar ascultă-mă. Iisus Hristos a venit în această seară pentru sufletul dumneata. Da, pentru el ai mare preț. S-ar putea ca soția ta să te descalifice, s-ar putea ca soțul sau cei de lângă tine să te disprețuiască, dar tu ești un suflet iubit de Domnul Iisus. Nu există întâmplare ce se întâmplă aici. Poate mă veți întreba, da, de ce atâtea campanii de evangelizare? Doar să se cheltuie niște bani? Doar să se facă niște evenimente frumoase? Doar să dea bine în imagine? Nu! Prin toate acestea este strigă
strigătul lui Iisus pentru sufletul tău. Îmi pasă de tine oricine ai fi, pentru mine contezi și vreau să-ți dau mântuirea. Tu, omule nefericit, tu cel ce ești apăsat de păcat, tu cel ce ești apăsat de diavolul, vino la mine, pentru că Domnul întinde în această seară mâna și pentru tine, și pentru tine, și pentru dumneata. Și știi ce spune? Veniți la mine, voi toți cei trudiți și împovărați, și vă vei da o dignă. Odina nu o găsești în bani, nici în diplome, nici în stima de sine. Adevărată odihnă o găsești atunci când Iisus Hristos intră ca Domn și Mântuitor în viața ta. Marele filozof și matematician Blaise Pascal spunea că în orice om există un gol de dimensiunea lui Dumnezeu pe care încercăm să-l umplem cu bani, cu bogății, cu plăceri de o clipă, dar e de forma lui Dumnezeu. Și numai atunci când Iisus Hristos intră în inima dumneata, ești cu adevărat un om întreg. Până atunci ești un om sărac, gol, cu multe apăsări în sufletul dumneata. Dar de ce trebuie eu să fiu izbăvit de Domnul în această seară? Pentru că uitați-vă la grozăvia lumii fără de Dumnezeu și uitați-vă la câteva consecințe ale păcatului. Și acum, a doua parte a mesajului meu, vreau să evidențiez patru efecte sau patru consecințe ale păcatului care pătrunde în viața omului și îl distruge cu totul. Și prima consecință pe care o văd la îndrăcitul acesta, că așa începe diavolul mereu, după ce îl înșeală să păcătuiască, știți ce se întâmplă? Primul efect, primul rezultat al păcatului este că îți întunecă mintea. Numai când s-a întâlnit cu Iisus Hristos, spune Biblia, că îndrăcitul acela zice că a devenit cum? Un om întreg la minte. Dar înseamnă că atunci când diavolul l-a apăsat, primul lucru pe care îl face diavolul ca să distrugă pe un om și sufletul lui este să se întunece mintea. Și uitați-vă care a fost prima strategie a diavolului încă din grădina Edenului. Această strategie se numește redefinirea termenilor. Ca, până la urmă, esența să fie ce? Întunecarea minții. Adică, știți ce a zis diavolul? Oare a zis Dumnezeu să nu mâncați? Hotărât că nu? Că nu veți muri și veți fi ca Dumnezeu cunoscând binele și răul. Și mereu relativismul și mereu, dragii mei, legalismul sau liberalismul sunt invențiile celui rău. Că Domnul a zis să nu mănânci din pom. Dar Satana a mai adăugat și ala se numește legalism. Nici să nu mănânci și nici să nu te atingi. Și legalismul și liberalismul, dar și relativismul sunt invențiile celui rău. Și diavolul dintotdeauna a vrut să redefinească termenii. Adică ce înseamnă asta? Domne, nu numi curvia curvie. Numește, domne, nu știu, o abatere de ordin moral. Domne, zice, nu numi țigara țigară și legat de diavolul și apăsat de diavolul. Numește, domne, o adicție. Și diavolul folosește termeni să dea bine. Și pentru că folosim termeni să dea bine, uitați-vă că ușor, ușor se întâmplă ceva la nivel psihologic. Începem să gândim ca niște oameni ciudați. Adică, ni se pervertește și ni se întunecă ce? Mintea noastră. Începem să credem că păcatul nu-i chiar păcat, că răul nu-i chiar rău și că imoralitatea nu-i chiar imoralitate. Uitați-vă, de pildă, ce se întâmplă în pasajul acesta? Când diavolul întunecă mintea acestui om, omul nu mai conștientizează. Și acum eu vă pun o întrebare directă, fără a încerca să lezesc conștiința cuiva. Ați auzit oameni care se laudă cu păcatul? Da sau nu? Păi numai vă dau un exemplu. Eram într-o zi, după ce veneam de la evanghelizare, am fost cu frații la un restaurant să servim ceva. Și am auzit un domn la vreo 45 de ani la masa cealaltă care se lăuda. Și iertați-mă că sunt cam plastic, dar nu știu să fiu altfel decât așa. A zis, ce, vorbea la telefon cu unul, zice, mă, noaptea trecută, mă, zice, mi-am înșelat nevastă, dar zice, ce proastă e nevasta mea, mă, că nici măcar nu s-a prins. Și se lăuda în fața altuia cu grăzăvia acestui păcat. Ați auzit oameni care la locul de muncă, la facultate, la liceu, se laudă cu păcatul, zice, bă, tu la câta halbă de bere te faci? Noi zice, eu duc 5, domnule, eu duc 10 sticle. Și se laudă cu mojicia, cu păcatul. Bă, și parcă tot o lume de nebun, domnule. Nimeni nu-l trage de mânecă și spune, bă, ai 60 de ani, când îți revii odată? Eu am crezut, și iertați-mi naivitatea, că cu trecerea timpului, omul, în loc să se facă mai rău, se face mai bun. Asta am crezut eu. Dar uitați-vă numai, să zicem că un om la 20 de ani s-a apucat de țigări. Și fumează o țigară sau două pe zi. Zice, domnule, calcula nici prea mult, nici prea, nici foarte, foarte, zice. Două țigări pe zi. Și eu zic, bă, la 60 de ani, când se apropie de pensiu, se vine minte la cap, de unde? La 60 de ani îl vezi că fumează două pachete de țigări pe zi. Deci pentru mulți trecerea timpului nu e o binecuvântare, e un blestem.
La 30 de ani, zice, Domnul, eu mi se echilibra, dau câte un pahar de alcool la final de săptămână. După ce iese la pensă la 65 de ani, îl vezi că merge beat pe stradă. A fost avocat, a fost profesor, dar nu mai contează, că diavolul își bate joc de demnitatea oricărui om, oricine ar fi. Și îmi dau seama că s-a întâmplat ceva între timp. Cineva ne-a întunecat mintea. Ba mai văd și eu niște grozăvii când se întâmplă să mai deschid știrile, eu n-am televizor, pentru că între mașina de spălat rufe și televizor e totuși ceva comun. Amândouă spală, numai că una spală rufe, alta creiere. Și am ales să nu-mi spele totuși creierul. Și uitați, știți că așa se zice, bă, cine citește știrile, cine nu citește știrile e neinformat, cine le citește e dezinformat. Deci, cum n-o dai, nu-i chiar bine. Și uitați-vă, dragii mei, că le vezi pe stimatele doamne la a patra căsătorie. Și vin și îmi dau mie lecții despre căsătorii și despre familie. Și au zis, cum zic ele, îndrăznește să crezi în iubire. Pentru că, și zice, uite, eu sunt la a patra căsătorie și asta și cealaltă. Și zic, hei, doamnă, unde-te pruncul? Că pruncul ăsta suferă cel mai mult, la cui mai pasă? Și vin să ne dea lecții despre așa ceva. Și văd cum îi șeruiesc oameni și îi leicuiesc. Și zice, da, doamne, o vedetă, e ea, e ăla, e celălalt. Cine ne-a întunecat mintea? Vreau în această seară să nu mai redefinim termenii și să lăsăm termenii să fie așa cum au fost ei de la început. Păcatul e păcat, viciu e viciu, mojicia unei vieți morale este un lucru abject care trebuie dezaprobat, condamnat, nu numai la adunare, și la locul de muncă, și la biserică, și în familie, și pe stradă, și oriunde am fi. Dar diavolul mereu vrea să ne întunece mintea. Și în această seară vreau împreună să zicem, nu-l vom lăsa pe diavolul să ne întunece mintea. Dacă înțeprind păcatele de inima noastră, ni se întunecă mintea și nu mai gândim cum trebuie lucrurile. Uite, am stat de vorbă cu un om care se droga și am spus, mă, tu faci bine ceva? Zice, nu fac bine. Și speram că după discuția asta se schimbă. De unde? Se ducea din nou să suflă în pungă. Din nou la păcate. Acum vreo aproximativ 2 luni de zile am fost invitat, au fost 2 zile de evangelizare și la una dintre zile am fost invitat undeva în Bruxelles, la un cămin, s-a închirat o sală mare, s-au adunat acolo aproape 1000 de oameni și predicam la acea evangelizare. La finalul slujbei a ieșit un tânăr în față care era căsătorit și avea un copil. Dar nevastă sa și copilul erau în România, el prin Bruxelles. Trăind într-un mod extrem de imoral, cu țigări, cu alcool, cu o viață desfrânată, cu... Mă rog, nu intru în detalii. Și după ce auzim mesajul Evangheliei, Dumnezeu a ieșit în față să se predea lui Dumnezeu. Și fiți atenți, primul lucru pe care l-a făcut a fost acesta. Și a sunat nevasta după ce a plecat de la evanghelizare și a spus, vreau să vin apoi la mine. Pentru că vreau să vă spun ceva. Pe lângă faptul că diavolul ne întunecă mintea și vorbești cu omul, și parcă nu te mai înțelege, sunteți pe 2 lungimi de unde diferite. Al doilea lucru pe care îl face păcatul pe lângă întunecarea minții este înstrăinarea de familie. Te înstrăinează de soția ta, de copiii tăi, de cei pe care ai ținut în brațe, de soția cu care ai mers de mână la altar și care i-ai promis iubirea și după 2-3 ani de căsătorie ți s-a părut alta sau altul mai interesant. Și între timp a apărut acest flagel, divorțul care a pătruns chiar și în medii evanghelic și peste tot. Și în această seară mă rog ca Domnul să mustre duhul de divorț din poporul lui Dumnezeu. Dar de ce s-a întâmplat lucrul ăsta? Pentru că păcatul, după ce ți întunecă mintea, nu e chiar atât de grozav. Începi să te lauzi cu păcatul, îți confirmă și alții că diavolul spune în față numai ăștia care trăiesc în tot felul de păcate ca să justifice cumva că e normal modul ăsta de trăire păcătos. Și după ce ți întunecă diavolul mintea, te înstrăinează. Te înstrăinează de biserică. Te înstrăinează de familie, te înstrăinează de părinți, te înstrăinează de soția ta. Și vorbind cu bărbatul ăsta, știi ce mi-a spus? De 4 ani de zile, el n-a mai avut legături cu soția lui. Ea de multe ori, mi-a povestit ea mie după aceea, de multe ori, ea nu avea ce să mănânce, se chinuia să plătească o chirie în România. Când cineva o ajuta, când cineva nu mai ajuta, cu un copil pe care l-a dat la grădiniță, după o lună l-a scos de la grădiniță, că erau niște taxe pe care trebuia plătite și n-a mai avut să plătească. Și mă întreb, cum că e copilul tău, e soția ta, cum de 4 ani de zile tu bagi, băga săptămâna câte 1500 de euro la aparate, la droguri, la tot felul de prostii. Și nu puteam înțelege lucrul ăsta. Și am înțeles că atunci când diavolul intră în viața unui om, când păcat după păcat se aglomerează în viața lui, diavolul înstrăinează de ce e mai frumos pe lumea asta, de familie, de casă, de soție.
Și uitați-vă că dacă în România în fiecare an se întâmplă peste 32.000 de divorțuri, dacă sunt zeci de mii de copii abandonați prin centre de plasament și prin orfelinate, e pentru că diavolul i-a înstrăinat pe oameni de tot ce este mai scump și valoros. Și în această seară vreau să vă spun că rolul acestor campanii de evangelizare e ca Dumnezeu să deschidă mintea celor ce sunt legați de diavolul, că nu e nicio persoană mai frumoasă decât nevastă ta sau bărbatul tău, că nu e nimic mai valoros pe lumea asta decât sufletul tău, familia ta. Și dacă ai soția lângă tine și prunci lângă tine și ești în adunare și când cânți nu te mustră conștiința, e cea mai mare binecuvântare. Glorificat să fie numele lui Iisus Hristos în veci. Acum 2 luni predicam la o evanghelizare în Anglia. După slujbă vine o doamnă cu un copilaj de 3 anișori, iar un alt copil de 1 an, și îmi zice așa: frate Timotei, zice, vreau să-ți povestesc ceva. Și la un moment dat zice ea: uite, când am rămas însărcinată și în ziua în care am plecat la spital să nasc cel de-al doilea băiat, bărbatul meu a plecat de la mine, s-a dus după alta. Plângea atât de tare încât nu-i puteam în niciun fel podidi plânsul. Și atunci am încercat să stau de vorbă cu ea. Am văzut niște copii extrem de inteligenți și cuminți. Și femeia asta, fără de serviciu, se chinuia să-și întrețină familia. Și îmi dau seama că asta face diavolul. Când păcatul intră în viața omului, distruge legăminte, căsătorii, distruge familie, sfâșie inima în două micuților care n-au greșit cu nimic. Nu știu dacă am spus asta, cred că la Ulmen, când a fost ultima dată, dar simt prin Duhul Sfânt să o spun din nou. Știți că eu, înainte să termin facultatea teologie, am făcut dreptul și ca profesie asta, jurist. Și vă spun sincer că nu pot uita niciodată o scenă atât de funebră pe care am văzut-o în fața ochilor mei. Era un bărbat cu o femeie, un bărbat cu o femeie, la divorț, și un copilaj de 10 anișori. Și că în dreptul civil există o procedură. Când copilul împlinește vârsta de 10 ani, să-l întrebe judecătorul: cu cine vrei să mergi, cu tata sau cu mama? Și judecătorul întreabă, zice: pruncule, tu cu cine vrei să mergi, cu tata sau cu mama? La care copilul face un gest realmente epocal. Ia pe tata de mână, ia pe mama de mână și zice: eu vreau și cu mami, vreau și cu tati. O lacrimă i-a dat într-un colț de ochi judecătorului. Dar pentru că și-a dat seama că ședința e solemnă și a șters lacrima din ochi și a zis: dar din păcate nu se mai poate, fiindcă părinții tăi, mânați de un orgol steril, nu mai pot coabita, nu mai pot rămâne împreună. Vreți să vă pun o întrebare în seara asta? Cu ce a greșit copilul ăsta să crească toată viața cu acest handicap emoțional, fără de mamă sau fără de tată? N-a greșit cu nimic. Dar până în pandemie mergeam lunar la pușcării să le vorbesc cu oamenilor despre Dumnezeu. Și cei mai mulți interlopi și infractori au devenit din cauza faptului că au crescut fără mamă, fără de tată, în familii disfuncționale. Dar pur și simplu, când diavolul intră în inima omului, îl sfâșie în două inima micuților, nu-i mai pasă, diavolul își bate joc de ei și un sentiment de înstrăinare îi apasă și îi cuprinde cu totul. Iisus Hristos, când se întâlnește cu îndrăcitul din Gadara și stă de vorbă cu el, pot să stau aici? E în regulă, bun? Și fiți atenți ce face Iisus Hristos când se întâlnește cu îndrăcitul din Gadara. Îndrăcitul este eliberat, îndrăcitul este mântuit și spune: vreau să mă lipesc de tine, Doamne. O, ce frumos ar fi ca toată viața să fie o permanentă slujbă de biserică în care grupul Amos cântă atât de frumos, în care vine un predicator și vorbește despre Dumnezeu, în care fratele Ștefan ne prezintă proiecte spirituale atât de onorabile. Wow, ce frumos ar fi! Dar Iisus Hristos se uite către îndrăcitul din Gadara și spune foarte clar: du-te acasă la ei tăi, pentru că tu ai niște ei tăi pe care i-ai uitat de multă vreme, de care diavolul te-a înstrăinat. E o mamă care plânge, e un tată sfâșiat de durere, sunt niște copii care se uită și spun: unde e tatăl meu? De ce trebuie să mă duc la ședință singur? Pentru că toți au un tată și au o mamă și o cresc într-o familie anormală. Da, pentru că diavolul își bate joc de oameni. Dar în această seară proclamăm o altă putere aici. E puterea Dumnezeului celui preanalt și mustrăm puterea celui rău. Iisus Hristos este viu. Iisus Hristos a venit în adunarea noastră. Iisus Hristos a venit aici în adunare cu un singur scop: să răscumpere sufletele pierdute, să pună pace în familie, să te deslege de legăturile tale. Glorificat să fie numele Lui în veci. Pe lângă faptul că îi întunecă mintea, pe lângă faptul că îl înstrăinează de a lui, și îmi povestea Alin, un prieten bun de al meu, gimnast, zice: Timotei, când a fost mic mergeam la biserică, zice el, dar la un moment dat atât de tare m-am îndepărtat de Dumnezeu. Și tata a fost un om foarte dur, zice. An de zile, nu știu, vreo 10 ani, zice, eu n-am mai vorbit deloc cu el. Niciun telefon, nimic. Și el dur și eu dur.
Dar în momentul în care într-o seară de evanghelizare un predicator vorbea despre Dumnezeu, eram cu pachetul de țigări în buzunar, zicea el, după cluburi de noapte, după distracții, după petreceri, și zice, am ieșit în față și în seara aceea am îngenunchiat și m-am predat lui Dumnezeu. Am simțit o pace pe care nu mai simțisem din anii copilăriei. Am simțit bucuria lui Dumnezeu în inima mea. Am simțit că toată povara care lovea ca un ciocan în conștiința mea în fiecare zi și îmi fura liniștea și somnul de pe perna mea noaptea și uite așa mă învârteam ca ușa în țâțâni și pentru asta trebuia să ce fac oamenii? Pentru asta trebuie să se drogheze ca să își amorțească glasul conștiinței care țipă în ei de durere. Dar dacă în seara asta voi, înainte să veniți aici, când v-ați uitat în oglindă și ați văzut că aveați părul ciufulit, ce ați făcut? Ați luat pieptul și v-ați aranjat, corect? Soluția nu e să spargi oglinda, soluția e să te aranjezi. Dar știi ce fac mulți oameni în dimensiunea spirituală? Dacă văd că sufletul lor e deranjat de păcat și de diavolul, preferă să spargă oglinda asta cuvântului Dumnezeu, să nu se pocăiască, să fugă de Dumnezeu, decât să se schimbe. Soluția nu-i să spargi oglinda. Oglinda e mereu acolo să-ți arate starea în care ești. Soluția e să te schimbi în seara asta. Soluția e să-i spui lui Dumnezeu, eu sunt un prăpădit de om. Eu dacă mai trăiesc în felul ăsta fără de tine, simt că mă sting pe picioare. Depind de tine, depind de harul tău, depind de mila ta, am nevoie de pacea ta, am nevoie de mântuirea ta, am nevoie de izbăvirea pe care numai tu o poți aduce în viața mea. Glorificat să fie numele Lui în veci. Și vreau să vă spun, dragii mei, că zicea el, după ce am ajuns acasă și am simțit pacea lui Dumnezeu, pentru prima dată după ani de zile de tulburare, de apăsare și de încleștare a sufletului meu, am pus mâna pe telefonul meu și zice așa, frate Timotei, am căutat în agenda și primul lucru pe care l-am făcut a fost să-mi sun tata. Și când l-am sunat, i-am zis, tată, să știi că am fost la biserică, la evanghelizare și m-am întâlnit cu Dumnezeu. Și Dumnezeul care a intrat în inima mea mi-a spus să te iubești, să-mi ceri iertare pentru toate câte ți-am greșit. Cam și eu la mine niște ai mei pe care i-am uitat de multă vreme. Și în momentul acela, știți ce a făcut tatăl? Om bătrân, cu părul nins, care a îmbătrânit înainte de vreme muncind să crească vreo 10 sau 13 copii, nu știu exact cât sunt. A zis și tatăl te iubește și pentru că nu și-a mai putut podidi plânsul, i-a închis telefonul și a început un potop de lacrimi. Cine aduce pace în familie? Cine studiază relații? Numai unul singur, Dumnezeu din ceruri. Glorificat să fie numele Lui în veci. Dar mai e ceva și ușor, ușor ne apropiem de încheiere. Al treilea efect, a treia consecință a păcatului, pe lângă faptul că ți întunecă mintea, pe lângă faptul că te înstrăinează, în al treilea rând, păcatul întinează închinarea ta. Auziți, a venit îndrăcitul acesta la Iisus și spune Biblia, s-a aruncat la picioarele lui Iisus Hristos și i s-a închinat. Pentru că vreau să spun ceva. Diavolul nu se teme să vină la biserică, să știți că e prezent în seara asta aici. Să spună să stai pe telefon, să te uiți la sora dacă și-a potrivit baticul cu pantoful, să te deconcentreze, Nea Vasile îți trimite un mesaj pe WhatsApp aici din adunare. Mereu diavolul se folosește de astfel de pârghii. Și știți ce face diavolul? Vine la nivelul minții tale, vine la nivelul conștiinței tale și spune așa, mă, omule bun, zice, nu te pocăi tu, nu te lăsa tu de rele, vedeți de viața ta, vedeți de drumul tău. Și diavolul atât de tare îl îndepărtează pe om de Dumnezeu și de cele sfinte, de așa manieră încât, exact cum s-a întâmplat cu îndrăcitul acesta din Gadara, pur și simplu, îl duce în punctul în care să se poată închina, dar să nu se poată schimba. Adică, am văzut o grămadă de oameni care pot cânta cântări creștine împreună cu noi la biserică. Pot invoca versete din Biblie pe de rost. Pot să vină să trimită un bilet, să cânte o cântare. Diavolul poate cânta mai bine decât noi toți și poate predica mai bine decât pastorul Timotei Floarea. Dar diavolul niciodată nu se poate zmeri și nu se poate schimba. Și am văzut pe o grămadă de oameni prin campanii de evangelizare. Exact ca Saul de altă dată. Mi-aduc aminte de Saul care în peștera Enghedi se întâlnește cu David. Și David îi zice, uite, tu cauți să mă omori. Eu puteam să te omor și nu ți-am făcut niciun rău. Nu m-am răzbunat pe tine, doar ți-am tăiat colțul de la haină ca să-ți arăt că puteai muri și n-ai murit. Și în momentul acela zice Biblia că Saul realizează că Dumnezeu ridică la împărăție pe David. Nu doar că realizează, recunoaște că el este un biet păcătos și că David e mai bun decât el, mai mult decât atât, regretă, adică plânge, și că a ridicat glasul și a plâns, dar cu toate astea nu s-a schimbat, nu a renunțat
la felul lui de viețuire. Mă așteptam că după momentul în care îi ține o predică David și îi spune, uite, puteam să te omor, ți-am tăiat colțul de la haină și colțul hainei tăiate din peștera Enghedii, înseamnă că Dumnezeu i-a mai dat o șansă lui Saul să se întoarcă la Dumnezeu. Și mă așteptam că după predica asta, mă așteptam că după momentul ăsta, Saul se va pocăi, nu-i va mai face rău lui David și se va schimba. Dar n-a fost așa. Au dat 3 șervețele de lacrimi la predică. A zis, da, a fost bine, a fost Dumnezeu în adunare. Și după ce s-a gătat predica, a plecat și a mers mai departe între ale lui. Pentru că mereu în adunare vor fi două tipuri de creștini. Creștini de tip Orpa sau creștini de tip Rut. Creștini de tip Orpa plâng și spun în fața lui Naomi, o, vin cu tine Moab, și plânge, vin la Dumnezeu, vin în țara lui Dumnezeu, vin să trăiesc principiile lui Dumnezeu. Dar după ce plânge, se întoarce înapoi în Moab. Dar Rut, după ce plânge, se duce în țara lui Dumnezeu. Ce fel de creștini vei fi în seara asta? Un om care vei trage linie și vei spune a fost frumos și vei pleca neschimbat și cu păcatele în sufletul tău? Sau în seara asta, viața ta va pune un punct de hotar și va spune de astăzi, merg cu tine de mână, Doamne. Îndrăciții din Gadara, știi ce a spus? O, după ce l-a eliberat Domnul pe îndrăcitul din Gadara, celălalt gadaren care avea o formă de apăsare demonică mai vicleană decât asta, că nu era cu țipete, nici cu morminte, nici cu tăieturi și nici cu umbra prin cimitir. Era cu afaceri și cu porci, că porcul pentru evreu era animal necurat. Nu întâmplător Domnul îi trimite în porci, adică strică-se toate afacerile care v-au umplut de nebuni și de îndrăciți. Și pur și simplu în momentul acela, știi ce strigă gadarenii? Pleacă de la noi. Ce vei face în seara asta? Îi vei spune, pleacă de la mine, Doamne. Pentru că e bun un Dumnezeu care îți pune pâinea pe masă în fiecare zi. E bun un Dumnezeu care îți dă sănătate și te ridică din patul tău sănătos și nu te trezești sub dărâmături și nu e copilul tău mort sub plăcile de beton cum se întâmplă în Turcia sau în Siria. E bun un Dumnezeu care face ca ficatul să facă 500 de funcții în fiecare zi în organismul meu. E bun un Dumnezeu care îmi dă aer să respir. E bun un Dumnezeu care îmi dă serviciu. E bun un Dumnezeu care îmi dă casă și familie. Dar nu vreau un Dumnezeu care să mă schimbe. Eu în seara asta vreau să proclam un Dumnezeu care vrea să schimbe viața dumneata din cap până în picioare. Și primul lucru pe care îl face Dumnezeu este să schimbe viața ta, gândirea ta, felul tău păcătos de a fi și să aducă restaurare și reabilitare vieții tale. O, glorificat să fie Domnul! Și uitați-vă, dragii mei, că diavolul care întinează închinarea acestui om vrea să-l țină legat. E ceva gen, îți câștig bunăvoința, Doamne. Mă închin, spun și o rugăciune. Am venit, frate, la adunare, zici. M-a invitat prieten, am venit la biserica din Sălsic. Dar lasă-mă cu păcatele mele în continuare. Mulți oameni m-au oprit și a zis, pastore, mi-a plăcut cum ai vorbit în seara asta. Dumnezeu mi-a vorbit și spun, te-ai schimbat? Că și gadarenii au rămas mirați și spuneau, au rămas impresionați de cele întâmplate. Bă, a cântat frumos, a vorbit bine, s-a rugat, a fost extraordinar. Eu nu vreau să rămâi doar impresionat și în seara asta să pleci cu diavolul în suflet și cu patimile în sufletul dumneata cocoloșite. Vreau să pleci cu Iisus Hristos, cu Iisus Hristos care a venit în lumea asta să moară pe crucea din dealul Golgotei acum 2000 de ani și s-a lăsat răstignit în zilele lui Ponțiu Pilat pentru mine și pentru dumneata, pentru a noastră mântuire. S-a lăsat răstignit și mâinile lui întinse sunt aici în seara asta să spune că te acceptă și pe tine, oricine ai fi, cu multe sau puține păcate, cu greșeli multe sau mai puține, Iisus Hristos te poate ierta, Iisus Hristos te poate mântui, Iisus Hristos te poate restaura, mâna lui poate pătrunde în cea mai adâncă groapă, nu pot, frate, în dumneata nu poți, dar cum poate veni schimbarea? Să spui doar atât, vreau să vii la mine. Vreau să vii la mine, vreau să vii în casa mea, am nevoie de mila ta, se spunea. Și când tu invoci mila lui Dumnezeu, din momentul acela știe Dumnezeu ce va face cu viața ta. Numai lasă-te pe mâna lui în seara asta. Și ultima consecință a păcatului, pe lângă faptul că i-a întunecat mintea, l-a înstrăinat de casă, de familie, pe lângă faptul că i-a întinat închinarea, și știți, sunt mulți care, deși trăiesc în tot felul de păcate și spun, Doamne ajută, și fac semnul crucii și mai cântecută cântare, ei cred că dacă Dumnezeu n-a intrat la judecată cu ei, e de acord cu felul lor păcătos de a fi, nu. Faptul că încă Dumnezeu n-a intrat la judecată nu înseamnă că confirmă păcatul tău, ci în răbdarea lui îți face o invitație discretă. Pocăiește-te! Nu vezi tu, omule bun, Roman, capitolul 2, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. Și ultima consecință, cea de-a patra, este că te înlănțuiește, te leagă. Spune că l-a legat cu obezi, cu cătușe, cu lanțuri și devenise atât de terifiant, atât de îngrozitor, atât de înspăimântător omul ăsta, încât nimeni nu mai voia să audă el.
Pentru că diavolul, după toate astea, te leagă. Și când diavolul te leagă și te întemnițează, înseamnă că diavolul îți stabilește perimetru. Tu vrei să vii la biserică și te duci la crâșmă. Tu vrei să nu mai pui mâna pe țigară? Am un pastor foarte drag, Paul Negruț, dacă ați auzit de dânsul. Dânsul povestea într-una dintre predicile sale că într-o zi un prieten de-a lui a fost chemat de către dânsul la biserică și a zis așa: vină la biserică, fiindcă vreau să auzi un mesaj despre Dumnezeu și suflet. La care omul ăsta zice: aș veni, de-aia fumez din 5 minute și nu pot. La care el zice: nu-i problemă, vii. Dar nu înțelegi că trebuie să ieși din 5 minute să fumez. Noi ce-ți dau voie să fumez în biserică. M-a zice, te pui pe ultimul rând și când vine pofta de țigară, noi știm, te lăsăm în pace, deschizi pachetul de țigări, aprinzi bricheta, fumezi și... Da, în biserică, pastor, îmi dai voie? Da, zici că eu sunt pastorul bisericii, dacă îți dai o voie, îți dau voie. Bun, până la urmă a venit omul, s-a așezat în spate. Și când Duhul lui Dumnezeu s-a coborât peste predicatorul din ziua aceea, o stare de scârbă și de lehamite a venit în viața lui. Știți ce a făcut după biserică? Într-adevăr, a ieșit afară, dacă să arunce pachetul de țigări la tomberon. Pentru că Iisus Hristos poate face miracole. Iisus Hristos poate schimba și astăzi. Iisus Hristos poate transforma și astăzi. Am un prieten la București, Marian, poate ați auzit de el, omul ăsta, 12 ani s-a drogat, a ajuns în septicemie, măcar că a fost coleg cu, mă rog, cu Delia Matache, cu Andra Măruță și cânta și a ajuns, a fost o vedetă în lumea asta, cânta la vioară și cântă și astăzi extraordinar. A ajuns să fie atât de legat de droguri și de diavol, încât maica sa, el îmi mărturisea, îl lega cu lanțuri de calorifer să nu mai meargă în oraș să-ți procure droguri. Și rupea lanțurile și se ducea din nou la droguri. Până într-o zi în care a auzit o cântare: n-am cuvinte ca să spun cât ești tu, Doamne, de bun. Și a început să vină la biserică să-L caute pe Dumnezeu. Și într-o zi fetița lui, care atunci avea 5-6 anișori, a ieșit în față când era rugăciunea de cauze și a spus: fraților, am și eu o cauză înaintea Domnului, tatii mei o să droghează. A ajuns cu o legumă și în scurtă vreme medicii au spus că dacă nu se oprește va muri și eu vreau să am tată și vreau ca Dumnezeu să facă un miracol. Că la 5-6 ani copilul dumneata nu-i prea mic ca Dumnezeu să nu-l asculte. Și Dumnezeu a intervenit și l-a schimbat pe Marian. De atunci au trecut peste 10 ani și Marian este un om al lui Dumnezeu astăzi, care se duce și mărturisește puterea Evangheliului Dumnezeu, care transformă, reabilitează și schimbă vieți. Glorificat să fie Domnul în vieți, în veci. Diavolul mereu vrea să te înlănțuiască, să te lege. Vicile, de fapt, sunt niște lanțuri care te-au ținut legat, te paralizează cu tot. Uneori îmi spunea unii: frate, eu m-aș fi predat, aș fi ridicat mâna, dar simțeam ca o mână neagră care îmi dădea peste mână să nu mă întorc la Dumnezeu. Mă ținea legat. Dacă mai insistai un pic, dacă mai spuneai o dată, mă întorceam la Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că diavolul leagă pe om. Dar totuși, vestea bună în seara asta e că îndrăcitul a putut să vină la Domnul Iisus. Când Domnul l-a întrebat care ți este numele, știți ce a spus el? Că nu mai vorbea el, vorbea diavolul din el. Legiune. Știți cât dragi, cât soldați în armata romană număra o legiune? Cine știe? 6.000. Adică înseamnă că 6.000 de duhuri erau un om ăsta. Și culmea, mă, doi creștini sau pseudo-creștini, pe aceeași bancă nu pot sta împreună, să ceartă de numai. Dar 6.000 de draci erau uniți cu un singur scop, să distrugă un om. 6.000 de duhuri îl chineau pe omul ăsta. Vă dați seama ce nefericire, ce coșmarul, ce chin, ce apăsare. Și Iisus Hristos, când se oprește în dreptul lui, face un miracol și îl transformă. Aș vrea să invit pe fratele care cântă la pian, pentru că vreau ușor, ușor să ne apropiem, să cântăm ceva despre Dumnezeu, despre suflet, un cântec în surdină. Ce va călăuzi Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? Și în seara asta, dragii mei, predica mea s-a apropiat de final. Am vorbit despre povestea unui om care n-a arătat prea strălucitor. Povestea unui om care a fost mințit de diavolul. Când era copil, nu și-ar fi propus să ajungă acolo. Dacă la 14 ani stăteam de vorbă cu el, îmi spunea: vreau să devin un pilot, un avocat, un medic, să am familie, să am copii. Dar anturajele, prieteniile greșite l-au dus atât de departe. Pentru că diavolul mereu te ține mai legat mai mult decât ți-ai propus. Mereu te duce mai departe decât ai visat. Și își bate joc de tine cum n-ai visat niciodată. De aceea nu face pact cu diavolul, că mereu vei ieși un biet pierdant. Și omul ăsta atât de mințit de diavolul a fost, încât diavolul a distrus cu totul. În seara asta, predica mea s-a apropiat de final. El și-a dat o șansă și a putut lupta cu 6.000 de demoni din el, să se scuture de toate legăturile, să spună: mă duc să mă întâlnesc cu Iisus. Dacă vrei, în seara asta, poți să fii eliberat. Dacă vrei, în seara asta, poți să-ți mântuiești sufletul. Ultimul lucru pe care pot să-l mai fac pentru dumneavoastră înainte să plec
este să chem numele Domnului peste dumneata. Și plecând în seara asta de aici, să pleci cu păcatele iertate. N-am știut și nu voi ști niciodată să chem pe oameni la religie. Pe mine nu religia m-a mântuit, și Iisus Hristos. Și în seara asta vreau să te chem la Iisus, care a mântuit pe îndrăcitul din Gadara și e prezent aici, la fel cum a fost atunci, e la fel de prezent în seara asta aici. Să-ți întindă o mână, să te elibereze de păcatele tale, de condamnările conștiinței tale, de trecutul tău. Poate ai făcut avort, poate că ești în seara asta cu țigările în buzunar și o grămadă de prostii în cap. În seara asta Iisus Hristos nu respinge pe nimeni. Trebuie doar să vii și să-i spui: mă doare păcatul meu, mă doare, Doamne, nefericirea pe care diavolul a instalat-o în sufletul meu și mă apasă ca o gheară care nu se mai dezlipește de sufletul meu. În seara asta dă-ți o șansă, omule bun. Există o vorbă la noi românii: bă, 5 minute să fii deștept și îți poți salva sufletul și veșnicia. În toți anii ăștia am văzut sute de oameni care și-au schimbat viața, pentru că există o putere în numele căreia am venit să predic. Dacă nu credeam și nu vedeam puterea aceasta lui Dumnezeu, n-aș fi venit să străbat 1000 ceva de kilometri dus întors aici la dumneavoastră în seara asta. Dar am venit special pentru sufletul tău, pentru că în seara asta Dumnezeu te-a adus, El îți cunoaște povestea, de El nu te poți ascunde. Noi ca oameni nu te putem cunoaște, dar Hristos știe întrebările, rănile, apăsările din sufletul tău și în seara asta este aici să te prindă de mână, să-ți întind de mână și să spună: tu poți pleca acasă mântuit, eliberat. Oamenii din Gadara au spus: pleacă, Iisuse, de la noi. Tu ce vei spune în seara asta? Eu voi striga: vino în inima mea, vino în casa mea și mergi cu mine în fiecare zi. Vă invit să vă ridicați pe picioare. Frați și surori, dragi prieteni, bărbați și femei, domn sau doamne, tineri sau tinere, vă invit să stați cu capetele plecate și cu ochii închiși. Aici în sală sau la balcon, în seara asta Duhul Sfânt e prezent în adunare. El ne-a vorbit prin mesajul Evangheliei și în seara asta ți-a întins mâna să te salveze. El vrea să intre ca Domn și Mântuitor în viața ta. În seara asta ai timp, ai prilejul, ai oportunitatea să-ți dai o șansă și să spui: da, Doamne, schimbă-mă și pe mine. Te primesc ca Domn și Mântuitor în viața mea. Mă lepă de diavolul, de păcatele mele, de vicile din viața mea și vreau să-mi dai iertarea și pacea de care sufletul meu are nevoie. De aceea, în timp ce toți stau cu capetele plecate și cu ochii închiși, ca nu cumva să te simți stânjenit de vreo privire în seara asta, între tine și Hristos e întrebarea mea: ce faci? Îl primești sau nu? Vei merge din seara asta, e ultima seară de evangelizare. E ultimul tren, ultimul vagon, ultimul compartiment, ultima scară. Urcă în trenul mântuirii, a cărei destinație este împărăția lui Dumnezeu. Iisus Hristos în aceste 5 zile a strigat aici pentru tine. Nu te fă că n-ai înțeles. Te-am văzut plângând, ai simțit fiorul Duhului Sfânt în seara asta. Dumnezeu așteaptă o reacție din partea ta. Dumnezeu așteaptă să-ți spui: da, Doamne. De aceea prima mea întrebare, în timp ce toți se roagă în surdină, este aceasta: dacă sunt suflete aici care nu s-au predat niciodată lui Dumnezeu sau care s-au predat și au căzut de pe calea lui Dumnezeu și vor să se întoarcă la Dumnezeu, acolo unde ești, la balcon, la bărbat sau la femei, domn sau doamne, tineri sau tinere, ridicați o mână spre cer și eu sunt aici să mă rog pentru dumneavoastră. O mână se ridică acolo la balcon. Domnul să vă binecuvinteze. Încă o mână, încă o mână, încă o mână. Domnul să vă binecuvinteze. Multe mâni se ridică în seara asta. Iisus Hristos este Domnul. Iisus Hristos este Domnul. Proclamăm domnia Lui peste adunarea aceasta. Puterea Duhului Sfânt este la sălțic să mântuiască vieți, să repară destine, să scrie nume în cartea vieții. Dacă mai este cineva, nu vă fie rușine, stați cu mâna ridicată în seara asta. Iisus Hristos este aici să te ierte și pe dumneata. Iisus Hristos este aici să te mântuiască. Iisus Hristos este aici să te elibereze. Glorie Domnului Iisus Hristos. Glorie Domnului Iisus Hristos. Încă o mână se ridică. Duhul Sfânt să vă atingă și pe dumneavoastră. Dacă mai este cineva, o, glorie lui Iisus Hristos în veci. Acum frații mei vor veni să cânte o cântare și vreau să fac ceva ce pastorul Nelu, nu știu dacă îmi permite, dar până urmă eu merg pe mâna Duhului Sfânt în seara asta. Nu forțăm nimic în seara asta, lăsăm libertate Duhului Sfânt. Dacă ai nevoie de o rugăciune, aș putea să fac o lucrare superficială,
să las microfonul jos și să plec de aici. Dar mă doare pentru tine, omule bun. Și în seara asta, împreună cu fratele Ștefan, împreună cu pastorul Neluțu și alți prezbiteri și pastori care sunt aici, vreau să plâng împreună cu tine în fața lui Dumnezeu. Și dacă ești la balcon și ai ridicat mâna sau aici în față, știi ce vreau să facem? Se poate opri orice live. Uităm de formalități și de birocrație ieftine în seara asta. Venim aici, uite, facem aici un altar al lui Dumnezeu și veniți în picioare, nu trebuie să vă plecați pe genunchi. Veniți aici și noi începem să ne rugăm pentru voi. Asta vreau să facem. Haideți, toți care ați ridicat mâna, veniți aici lângă mine. Veniți aici, dați-vă o șansă, Iisus Hristos este Domnul. Puterea Lui este aici. Iisus Hristos vă așteaptă să vă ierte, să vă mântuiască. Omul din Galileea e astfel, Domnul să vă binecuvânteze. Iisus e astăzi printre noi. Vă aștept să veniți aici, Iisus Hristos. Lasă-L vrea să te atingă, vrea să te mântuiască. Vino Domnule, vino Doamnă, vino bărbatule, vino femeie. Vino să-ți mântuiești viața, te așteptăm. N-are rost să te ții de scaun, de la balcon, din spate, din față. De oriunde ai fi, te aștept să vii aici. Aleluia, Duhului Sfânt. Iisus Hristos este la biserica Betel din Sărășii. Aleluia, aleluia. Lasă-L să te atingă. Aleluia. Lasă-L să pastorii te atingă. Să se apropie de frați și de Domn și Doamne care să facă. Mai așteptăm câteva momente. Vino și tu, Domnule. Lasă-L să te atingă. Lasă-L să te atingă în seara. Lasă-L să te atingă. Aleluia. Lasă-L să te atingă. Vei fi binecuvântat. Aleluia. Frații vor continua să cânte și în timpul ăsta poți veni în față. Te așteptăm să vii aici. Nu, nu, în niciun alt nume nu-i mântuirea. Nu, nu, în niciun alt nume nu-i mântuirea. Nu, nu, Iisus e astăzi printre noi. Lasă-L să te atingă. Lasă-L să te atingă, lasă-L să te atingă și vei fi eliberat. Lasă-L să te atingă, lasă-L să te atingă, lasă-L să te atingă, vei fi binecuvântat. Lasă-L să te atingă, lasă-L să te atingă, lasă-L să te atingă și vei fi eliberat. Lasă-L să te atingă, lasă-L să te atingă, lasă-L să te atingă, vei fi binecuvântat. Ne vom petrece veșnicia cu Iisus. Ne vom petrece veșnicia cu Iisus. Ne vom petrece veșnicia cu Iisus. Cântând Hosana, aleluia. Lasă-L să te atingă, lasă-L să te atingă, lasă-L să te atingă și vei fi eliberat. Lasă-L să te atingă, lasă-L să te atingă, lasă-L să te atingă, vei fi binecuvântat. Lasă-L să te atingă, lasă-L să te atingă, lasă-L să te atingă și vei fi eliberat. Lasă-L să te atingă, lasă-L să te atingă, lasă-L să te atingă, vei fi binecuvântat. Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeului Celui Preanalt, mulțumim că în seara aceasta, în această ultimă seară de evangelizare, ai venit să mântuiești vie și să restaurezi case și familii. Mulțumim că prezența Ta este în adunare. Puterea Duhului Sfânt se mișcă printre rânduri. Inima noastră tresaltă de bucurie
în mijlocul prezenței tale. Mântuiește toate sufletele care au venit în față, Doamne. Am mai sos suflete care au stat cu mâna ridicată, dar poate că le-a fost greu să iasă în față. Atinge-le cu puterea Duhului Tău Celui Sfânt. În această seară mustrăm puterea celui rău și proclamăm domnia Ta peste sufletele noastre. Îngerii Tăi să ne înconjoare pe dinapoi și pe dinainte. O, binecuvintează să-L sigur cu o trezire spirituală. Binecuvintează-ne pe noi toți și lasă harul mântuirii să curgă ca o ploaie de primăvară peste noi. Îți mulțumim că ești Domnul și tăria noastră. Îți mulțumim că ești Regele nostru. De aceea sufletul nostru îți mulțumește. Cerem protecția Ta peste noi ca robii ai Tăi, Doamne. Cerem protecția Ta peste toți frații și surorile, peste poporul Tău adunat la Sălsic. Și îți mulțumim că în seara asta ai venit aici să dai izbăvire de plină. Îți mulțumim că ne-ai onorat cu prezența Ta. Iar noi, ca niște robi netrebnici, am făcut lucrarea la care Tu, Stăpânul lumii acestea, ne-ai chemat. Îți mulțumim pentru harul și binecuvântarea Ta. Pentru toate acestea ne-am rugat în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Acum, dacă tot am întârziat și am trecut peste program, ce zice să mai vină frații ăștia să mai cânte ceva de bucurie? Și eu predau un microfon imediat fratelui Neluțu. Și chiar dacă am întârziat și se va supăra pe mine, slavă Domnului. Dar el e pocăit și nu se va supăra. Vă rog să vă așezați, n-am voie să mă supăr, pentru că noi, frații pentecostali, Biserica Pentecostală, crede foarte mult în călăuzirea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu și suntem convinși că Domnul a fost aici. Înainte să cânte frații, până se organizează, fac doar câteva anunțuri importante. Mai întâi de toate, mulțumim Domnului și mulțumesc dumneavoastră care în seara aceasta ați fost aici. Mulțumim lui Dumnezeu care a lucrat și credem că în seara aceasta a mântuit suflete. Vreau să mulțumesc Domnului pentru trezirea care o face și pentru lucrarea care a îngăduit-o prin fratele nostru în seara aceasta. Slăviți să fie Domnul! Toți acei care sunteți aici și nu aveți o Biblie sau poate nu aveți cum să vă procurați, vă rog să rămâneți la final, intrați în legătură cu noi, vă dăm o Biblie în numele Domnului Iisus Hristos. O singură condiție vă cerem, să o citiți și să o împliniți și Dumnezeu vă poate ajuta. Următoarea întâlnire a bisericii este pentru joi seara de la orele 6, orele 18, programul obișnuit, duminică dimineața de la 9 și seara de la 6. Vă invităm pe toți să fiți parte cu noi. Continuăm, biserică din Sălsic, să ne rugăm pentru lărgirea împărăției lui Dumnezeu aici la noi. Ziceam, evangelizarea continuă, nu ne oprim aici. Mijlocim înaintea lui Dumnezeu și cerem Domnului protecție și ajutor și Dumnezeu va face mari lucruri. Slăviți să fie El! Mulțumesc fratelui Timotei, fratelui Ștefan, grupului Amos. Domnul să vă binecuvânteze. Haideți să mai cântăm, nu vă grăbiți. Și când cântarea va înceta, biserica să aibă eliberea cu harul și pacea Domnului, binecuvântându-ne în numele Domnului Iisus pe toți. Amin. Refrenul acestei cântări este o rugăciune și am vrea să fie pentru fiecare din noi o realitate. Spune așa: rămâi cu mine, Iisuse, fără tine calea e grea. Când noaptea vine, te rog, o nu pleca din viața mea. Rămâi cu mine, Iisuse, Tu ai fost speranța mea. Numai cu Tine să ajung cu bine acasă voi putea. Lăudat să fie Domnul. Ceasul înserării pe pământ, simțim cum ațipirea ne-a cuprins. E tot mai mare goană după vânt și-n multe inimi dragostea s-a stins. Rămâi cu mine, Iisuse, fără tine calea-i grea. Când noaptea vine, te rog, o nu pleca din viața mea. Rămâi cu mine, Iisuse, Tu ai fost speranța mea. Să ajung cu Tine,
bine acasă voi putea. Se stind făclici au ars cu atâta dor și rând pe rând se pierd în noaptea grea. Astrumul mântuirii nu-i ușor, Iisuse, numai Tu ne poți salva. Rămâi cu mine, Iisuse, fără Tine calea-i grea. Când noaptea vine, Te rog, nu pleca din viața mea. Rămâi cu mine, Iisuse, Doamne, Tu ești speranța mea. Tu m-ai cu Tine, să ajung cu bine acasă voi putea. Ajută-mă prin noapte să veghez, căci nu știu ceasul când vei reveni. Dar vreau curată haina să-mi păstrez, pe nori să te întâlnesc în marea zi. Rămâi cu mine, Iisuse, fără Tine calea-i grea. Când noaptea vine, Te rog, nu pleca din viața mea. Rămâi cu mine, Iisuse, Tu ești speranța mea. Numai cu Tine, să ajung cu bine acasă voi putea. Este liber cu harul și pacea Domnului.